Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. O informație de ultimă oră, Gabriel Oprea a fost vicepremier al guvernului Ponta, ministru de interne, ministru apărării, ar fi fost audiat joia aceasta la parchetul general în dosarul deschis pentru ancheta alegerilor din 2009. Mai exact, Gabriel Oprea a dat explicații în fața procurorilor, spune evenimentul zilei, cu privire la întâlnirea din 6 spre 7 decembrie, atunci când Gabriel Oprea a fost gazda prietenoasă a șefei DNA, doamna Chioveși, a lui Florian Coldea, a lui George Maior, a lui Vasile Dâncu, a celor descriși de Dan Andronic, director evenimentului zilei, ca fiind parte din operațiunea Noi Suntem Statul. Dan Andronic plecat din țară, a mai aruncat o bombă tot săptămâna asta, bomba este episodul 13. Dan Andronic, un apropiat, un cunoscător al traseului lui Sebastian Ghiță, i-a făcut acestuia un portret. Așadar, personajul acestei serii este același Sebastian Ghiță, aflat într-o închisoare din Belgrad. Sebastian Ghiță, căruia îi adresez și o întrebare publică, și lui și celor care l-au protejat în ultimii 10-15 ani, da, a fost sau nu a fost Sebastian Ghiță ofițer sub acoperire al statului român, al Serviciului Român de Informații sau poate al altui serviciu de informații, cine știe ce surprize putem avea. O să vă citez exact profilul pe care Dan Andronic l-a făcut lui Sebastian Ghiță și de aici ne putem da niște răspunsuri dacă acest Sebastian Ghiță a fost, repet, ofițer al SRI sub acoperire sau dacă nu, ce rol a jucat el în proximitatea Serviciului Român de Informații și la vârful politicii din România. Îi salut pe invitați, Cristian Bodea, bună seara. Daniel Florea, fost ofițer SRI, bună seara. Bună seara. De la Prahova, ofițer de contrainformații, un cunoscător, un fin cunoscător, spunea Sabin Orcan, a traseului lui Sebastian Ghiță și Radu Cristescu, Partidul Mișcarea Populară. Spune Dan Andronic pe evenimentul zilei așa, un nume, da, cu referire la Sebastian Ghiță, care s-a aflat în anturajul unor politicieni importanți, este prietenul declarat al lui Victor Ponta, al lui George Maior, fostul șef al SRI, al fostului prim adjunct al SRI Florian Coldea, al șefului STS Marcel Opriș. O relație foarte interesantă între Sebastian Ghiță și Marcel Opriș. O să discutăm despre această relație, dar și al actualei șefe ADN Laura Căluța Chioveși, un prieten, aș adăuga eu, pe lista asta lui Gabriel Oprea, într-o anumită perioadă, în materialul Noi Suntem Statul, episodul 13, Dan Andronic încearcă să răspundă la o întrebare. Cum a ajuns Sebastian Ghiță dintr-un preferat al sistemului într-o persoană hăituită de majoritatea celor pe care îi considera apropiați și prieteni, cu care se întâlnea în vie, cu care se întâlnea pe la șpițul lui Gabriel Oprea, la partidele de tenis și în multe, multe locuri. Și să întoarcem întrebarea Daniel Florea, te-a mai întrebat lucrul ăsta, dar văzând dezvăluirile lui Dan Andronic, care face o cronologie foarte interesantă, vreau să-mi explici, din ceea ce știi tu de la Prahova, cum reușește un copil, un băiat de 19 ani, să intre în afaceri cu petrol, celebra afacere Petrobras, Dacia Asesoft, da, Tracia Asesoft, de fapt, primului dosar penal. Corect. Cum reușește să intre în lumea asta complicată a IT-ului? Cine l-a păstorit, cine l-a aruncat în povestea asta cu servicii secrete, cu politică, cu contracte cu statul, cu chestii care nu pot fi accesibile oricărui om de pe stradă, da? Păi, chit că ești inteligent. Mi-a fost mie accesibil, nu? Sau că lucram în interiorul Serviciului Român de Informații. Nici nu stătea capul la afacere, corect, că era timpul foarte ocupat. Însă, dacă ne uităm pe ce a apărut în spațiu public referitor la părinții lui Ghiță, observăm două lucruri, care cred eu că sunt destul de importante. Tatălui a fost ofițer, din ce am înțeles, superior în armată. Nu știu dacă a fost la Direcția Generală de Informații Armatei, foarte posibil. Mama lui a lucrat în schimb și a fost colegă cu o doamnă Petrescu, al cărei soț fusese până în 89 șef la Prahova. Șef la ce? La securitate. La securitate. Bun. Erau foarte buni prieteni de familie. Cred că asta spune... Deci șeful multe. Securității Prahova... Nu știu dacă a fost chiar șeful. Oricum era unul din conducători. După care domnul Petrescu acesta, Titi Petrescu, era cunoscut, meu să e mort de câțiva ani de zile, a fost șef la Compet. Director pus la Petrostar, cred, și Competul s-a unit.
O importantă companie de stat, păi, le explicăm oamenilor... Amândouă companiile au fost de stat și se ocupau de transportul petrolului. Înțelegeți? Apoi Puștiu, Sebastian Ghiță, a fost un foarte bun aitist, a participat la Olimpiade. Ăsta era practic meritul lui. Da. Și lumea trebuie să înțeleagă, de fapt toți l-am văzut, Sebastian Ghiță a dovedit că are o minte diabolică. Numai până ce a reușit să facă acel serial care n-a fost dus la capăt, ori n-a fost dus la capăt de către România TV, ori Ghiță s-a oprit dintr-un motiv care nu-l cunoaștem. N-a mai avut timp să înregistreze. Nu știu dacă e chiar asta, sincer. Bun, pentru că ne uitam la el, deci, și vedeam multe documente pe masă. Familie cu pedigree, să-i spunem, da. Relații cu securitatea, relații cu Partidul Comunist, dar și un tânăr talentat. 19 ani, spune și Dan Andronic în evenimentul zilei, un tânăr talentat care la 19 ani își înființează o companie de IT și... Nu și-a înființat. E ce o greșeală. Domnul, dacă s-ar căuta la Registrul Comerțului, o să vedeți că el a apărut alături de un afacerist la vremea aceea, Dan Dragu, cred că îl cheamă, din județul Prahova, între timp firma lui a dat faliment, Novacons se numea. A avut un procent mic de 20% din această afacere, Asesoft, când omul a prins că fura din firmă, că i-a oferit credit. Băi, eu am banii, tu că ești cu IT-ul, faci softurile, ne apucăm de treaba asta. L-a prins că fură din firmă și a zis, începând de mâine, dă-te încolo, nu mai lucrăm amândoi. Ai probă pentru asta? Cine fura din firmă? Mi-a explicat Dan Dragu. Trăiește Dan Dragu? Da, a fost consilier la Ministerul... Mai poate depune mărturie? Cred că da. Ok, deci acest afacerist practic se asociază cu Sebi Ghiță. Da, dânsul are 50 ceva de ani. Ok. Spre 60. Bun, așa a apărut Sebi Ghiță în prima firmă a lui, Asesoft. O secundă, de ce l-a ajutat Dragu? Nu cunosc, n-am intrat în detalii, nu mă interesa momentul. Aici e de întrebat. De ce l-a ajutat Dragu? Dragu de... l-a ajutat pentru că era o explozie cu IT-ul. Omul era prins mai multe afaceri și cred că avea nevoie și de partea asta. Și da, a fost o oportunitate nu să ajuta, folosească... Trebuia să fie o relație, așa cum a venit pe relația cu părinții... Este foarte posibil. Nu cunosc detaliile, vă explic doar ce am înțeles. După care, foarte important, introduc în discuție, Sebi Ghiță face la un moment dat o declarație, dă un interviu în care spune că s-a trezit la 20 de ani, 19-20 de ani, după probabil episodul ăsta cu Dan Dragu, cu afaceristul, să lucreze pentru importanta rafinărie Petrobras, aici colcăia de securiști. Da, la Petrobras. Și lucrează să facă softuri, dar cu cine? Cu Emerson, cu niște companii americane foarte puternice. Și stai să te întreb, exact ce spunea Cristian Bodea. Cum reușește un copil să apară într-o ecuație să facă softuri pentru o rafinărie care era de interes strategic, era neprivatizată? Daniel Flora. Păi, la vremea aceea trebuie să vedem cine era șef la Petrom. Un domn Popa, dacă nu mă șeală memoria. Celebru. Pentru că după ce a plecat în privatizarea Petromului, domnul Popa a ajuns să dețină, din ce mi-aduc eu aminte, câteva câmpuri importante pe Moldova, unde era exploatat. Nu știu ce procent avea acolo. Asta am aflat ulterior, ca să înțeleagă toată lumea, că eu nu discut de ce am făcut în cât am activat ca ofițer în serie și m-a interesat chestia asta de 3 ani de zile de când am plecat, mai ales pe latura asta jurnalismului în care am intrat ușor. Dă-ne un indiciu, o informație foarte importantă. Da, au trecut foarte mulți ani, cred că poți să faci lucrul ăsta. Când ți-a apărut prima dată numele Sebastian Ghiță pe radarul tău de ofițer serii la Prahova? În ce an? Păi, nu putem să spunem așa. Ghiță a fost prezent de când a venit eu în serie. Eu îl cunosc pe Ghiță că a stat în spatele blocului meu. Deci ne cunoaștem din copilărie. Deci tu ai intrat în serie, da, și 2002. El opera în Prahova, deja. Da. Discutăm de ce an? 2002. 2002. Nu era Ghiță de azi. Ca valoare era materială. Era prietenul fostul tău șef, era în anturajul fostului tău șef, al lui Păltânea? Nu a fost șeful meu Păltânea. Dar cine a fost? Nu, șeful meu a fost un domn Tudor. După plecarea lui Păltânea? După al doilea șef, după plecarea lui Păltânea. Însă, din ce am auzit recent, rezulta că a fost agățat în perioada lui Păltânea. Adică s-au descoperit că omul era un foarte bun executant la vremea aceea, era un tip inteligent și știa cât să vorbească, foarte bine relaționat. Asta l-am văzut cu toții, că avea talentul vorbirii. Ghiță a fost un geniu al afacerilor. Da? A simțit de unde se pot face bani ușor, a simțit unde poate să exploateze la maxim, lăcomia probabil al unora, așa cred eu că așa a ajuns să-l stăpânească oarecum pe Coldea. Că cine vine să ne povestească nouă, Comisia de Control SRI, Serviciul Român de Informații, cu acele abureri care ne-au fost prezentate, cum că domnul Coldea a venit și a prezentat facturi. Dar ce ți-am că la noastră la post am discutat, exact în ziua în care Coldea a fost trecut în rezervă,
cu o zi înainte Ghiță face dezvăluirea formidabilă spunând că, domne, eu i-am adus facturile false, iar SRI-ul vine și ne povestește imediat că, domne, nu erau facturile false, că ne-a adus facturi și am verificat noi, cei din comisia care l-a verificat pe Coldea, că sunt ok. Deci să revenim la povestea cu Petrobras, Radu Cristescu, deci surse de presă, le citează și Dan Andronic, spun așa, colonelul Corneliu Păltânea de la SRI Prahova, fostul șef al SRI Prahova la începutul anilor 2000, este cel care l-ar fi introdus la conducerea Petrobras. Era vorba de un contract de achiziție de sisteme informatice, ce urma a fi primite de combinat, care la acea vreme era sub autoritatea statului, da, în proprietatea companiei Petrom. Combinatul i-a plătit lui Ghiță calculatoarele prin produse petroliere care erau de calitate premium, accizabile, da? Câți dintre tinerii IT-ști ai României sau tineri oameni de afaceri reușesc, da, să, repet, să intre într-o combinație, într-o afacere cu o rafinărie, mai ales la Ploiești? A avut noroc, domnul. A avut noroc. A avut noroc. Sunt multe întrebări la care nu știu dacă vom primi vreodată vreun răspuns la aceste întrebări. Probabil dacă vine din Serbia Ghiță, vom primi răspunsuri la alte întrebări. Cum și-a făcut banii, cum a făcut, cum l-a făcut? Eu aș face o comisie parlamentară care să pună aceste întrebări, dar vă dați seama că odată cu dezvăluirea lui Ghiță, de la începuturile lui Ghiță, se va cutremura și sistemul, și clasa politică. Pentru că probabil el a intrat la început prin sistem, prin acest sistem. Foștii securiști înainte de 90 au fost prezenți cam peste tot unde erau bani. Gândiți-vă că i-au exploatat informativ și au avut cam pe toți directorii, pe toți inginerii, pe toți au avut informatori și le-a fost foarte ușor să acceadă la niște contracte bănoase. Le-a trebuit un băiat deștept, pentru că știm cu toții Ghiță nu e prost. E un băiat isteț. Probabil că l-au monitorizat și au dat seama care potențial, l-au predat mai departe la celebrii generali. Dumitru Zamfir, Florian Coldea, Grigoriu. Asta, mai știți ceva de Grigoriu? Mai este un consilier. Dați mai auzit ceva de Grigoriu ăsta cu bani mulți? Sau atace lumea acum? Nu mai a chemat nimeni? Nu s-a autosizat parchetul? Mai este un tip pe care l-am uitat să-l prezentăm săptămâna trecută. Domnul general Stătescu, care acum este consilierul Grindeanu. Grindeanu, da, este acum, vedeți, deci toți oamenii ăștia, Stătescu, Dumitru Zamfir, Florian Coldea, Cocoru, care era șef, Cocoru, toți se ocupau de contractele IT ale Serviciului Român de Informații și toți apar în anturajul sau în relație cu Sebastian Ghiță din 2007 începând. După aceea, vă dați seama, a fost foarte ușor să și plasez pe Ghiță în politică. A intrat și în politică, părerea mea, cu succes, deputat, în comisia care trebuie, adică nu a fost la agricultură Ghiță, nu? A fost la comisia care controla SRI-ul. Și secretarul comisiei. Și secretarul comisiei. Deci este un tânăr de succes, ca niciun alt tânăr de succes din România. E de urmărit, v-am spus. Păi este trecutul, haideți să ne uităm spre viitor când vine Ghiță din Iugoslavia. Contează foarte mult trecutul ca să înțelegem și întrebarea Cristian. Deci dacă trecutul, domnul Mănăstirin, o dată vă spun, dacă trecutul ăsta o să-l aflăm în afară de sistem, în afară de vechiul sistem, de nou sistem sau sistemul de antregul, inclusiv clasa politică, inclusiv mulți membri de vază ai politicii din România, acest sistem, această, cum să spun, această, nici nu cum să-i spun, această caracatiță se va cutremura, va pune cu tremur de magnitudine foarte mare. Întrebarea de asta mea, nu se va afla nimic dacă mă întrebați pe mine. Întrebarea mea simpatic. Are următorul sens. Sebastian Ghiță a fost ofițer sub acoperire al SRI, a făcut ceea ce a făcut cu mandat din partea statului, pentru că SRI este o instituție extrem de importantă a statului român. Să era un tip care a știut să îi capaciteze, să-i folosească, să se folosească de oameni din SRI sau oameni din instituții pentru interesele lui de afaceri și interesele lui de putere. Nu. Cristian Bode. Nu sunt de acord. Nu, teoria asta îl face pe Ghiță un super geniu care săracul a știut doar să facă afaceri și SRI a fost rău pe el. Nu. SRI, haide să o luăm de la... Pe sinceritate, SRI are firme acoperite, care fac afaceri. Doar că, nu știu cum e în America, până la urmă și CIA are, toți au. Nu știu în ce măsură își permit și fac tâmpenia să intervină pe piață și să acapareze toată piața. Pentru că în momentul ăla toată economia se duce dracului dacă tu o controlezi cu firmele tale și sugativezi. Ok. Ghiță a fost recrutat clar ca fiind o valoare, ceea ce e normal. E normal ca un serviciu de informații să recruteze oameni capabili
Pentru că are nevoie de... E vorba de inteligență aici. Nu caută muncitori cu mușchi și fără minte. Caută oameni cu minte. L-a recrutat pe Ghiță. Foarte bine. L-a plasat în sectorul IT, în sectorul de afaceri. Foarte bine. Că a lucrat cu firme, cu firmele care erau controlate de securiști, aici iar revenim. Dacă Petrom la Brazi erau toți securiști, la Compete erau securiști, la toate erau securiști. E clar că economia românească era pe chestiile rentabile, era controlată de ei. Așa că și-au dat lucrări între ei. Bun. Ghiță, Coldea, dacă ne ducem mai departe, Ghiță și-a făcut evoluția pe domeniul lui, a apărut Coldea, noua stea SRI-ului, ridicată de Băsescu, și ei s-au împrietenit. Acum, el ce zice, Ghiță? Pentru că aveam copii mici și ne-am împrietenit și familia noastră a crescut împreună. Noi avem copii mici. Hai să ne împrietenim că avem copii mici. Ca să ne crească copiii împreună, că n-au cu cine să crească săraci. Asta e motiv. Să crească în prosperitate, nu în sărăcie. Dan Andronic, la evenimentul zilei, face o pune pe masă o informație, o aveam și eu, am prezentat-o. Sebastian Ghiță, în mărturisirile lui, înainte să fugă, vorbește că, tot așa cum spuneai, în 2007, în 2008, având copii mici, cineva din SRI, din sistem, mi-a făcut cunoștință cu Florian Coldea și ne-am împrietenit. Păi, de asta acel spunem. Personaj, și aici Daniel Fura cu siguranță știe despre cine este vorba, ar fi fost generalul Dumitru Zamfir, cel care a condus până în decembrie 2008 Directoratul pentru Tehnologie și Informație din Serviciul Român de Informații. În acea perioadă, în 2007, în 2008, când acest Dumitru Zamfir iese și intră și el în afaceri cu IT, da? Sebastian Ghiță se împrietenește cu Florian Coldea și continuă să ia contracte, evident, de la serii, pentru că acei copii erau mici, nu? Și trebuiau să meargă la Disneyland. Dar Zamfir și acum este în acest... Păi și acum tocmai a livrat niște softuri interesante. Controlează câteva companii prin intermediul fiicei care lucrează în continuare cu SRI și ia bani de la stat în diverse afaceri de IT. Deci Dumitru Zamfir, da? Dar cheia poate fi următoarea. Florian Coldea, prim adjunctul SRI, cu toate că l-ar fi recomandat Dumitru Zamfir pe Sebastian Ghiță, nu putea să aibă o relație atât de strânsă cu un om, totuși un om de afaceri, dacă nu ar fi fost ceva mai mult la mijloc, Daniel Florea. Nu mergi două săptămâni în Seychelles cu un om de afaceri, nu te expui așa, nu mergi în Toscana, nu mergi familie la Disneyland, dacă Sebastian Ghiță nu ar fi avut și o altă calitate mult mai importantă decât cea de om de afaceri. Păi de ce l-au demis pe Coldea, dacă era altceva? Dacă îmi permiteți, acum mi-a venit ideea, pentru că în tot spațiul public s-au scăpat câteva amănunte. Care sunt amănuntele care vreau să le aduc acum în premieră? Păi noi am avut la Prahova doi condamnați din serii, Păltânea și Bucur. Exact. Păltânea și Bucur au fost dovediți că au obținut foarte multe produse petroliere de la o rafinerie. Mai e unul. Mai era unul, dar cei doi erau șefii. De adică la Petrobras. Exact. Nu, era vorba de rafineria Astra. De la Astra, care e tot în zona plăiești. Era în zona, aceea ținea de Nicolae. Corect? Asta română, da. Bun. E, perioada pentru care s-au făcut investigațiile, dacă nu mă înșel, era 2001-2002, 99, adică exact la până în plecarea lui Păltânea din 2001. Ce mai știm noi și nu a fost scos în lumină, ca să spun așa? Păltânea era un foarte bun apropiat al lui Măgurean. De Măgurean toată lumea a vorbit că a făcut foarte multe afaceri, dar nu apare cu nimic. Toată lumea a încercat să-l prindă, dar n-a reușit nimeni să-l prindă. Ori dacă ne uităm, Zamfir e promovat cam de atunci. Dumitru Zamfir, general. Da. E, nu luăm în calcul chestia asta, că dacă stăm să analizăm, vedem că e o continuitate. Și în realitate, părerea mea, acum ca dublă calitate, o dată de ofițer SRI și acesta a doua... Acesta este Dumitru Zamfir, în prezent prosper om de afaceri, fost general SRI. Cei care sunt generali se observă, știți cum e. În Serviciul Român de Informații am întâlnit o expresie care se vede valabilă. Fie omul cât de prost vine mintea după post. Nu poți să ajungi general dacă ești idiot, asta e clar. Nu poți să ajungi un prosper om de afaceri dacă nu ai fi foarte bun manager. Păi și Oprea cum ajunge? Păi și Oprea este la fel. Cum? Nu este un geniu. Oprea e un geniu? Da, dacă al afacerilor imobiliare. Nu știu, cred că în toate domeniile a fost un geniu. Nu, singura problemă a lui a fost că... Cred că Oprea era coleg de serviciu. Oarecum, era profesor, dar nu cred că ținea de...
colegialitate. A acoperit în armată, dar tot era... E bine să fim și ironici, dar... Nu să sunt ironic, eu sunt foarte sincer. Nu, eu sunt ironic. Nu, eu cred că Oprea era acoperit. E un curs pe ironie. Da. În sfârșit, deci de acolo trebuie plecat și căutat cum a intrat Ghiță în combinații. Deci e clar că sistemul știa foarte bine, sau mă rog, câțiva oameni din acest sistem. Dar cred că e numit prosistem. Că în realitate se dovedește că este o structură a SRI-ului, sau a securității, mai corect spus, care a reușit să-și mențină coloana vertebrală și ușor, ușor să-și aducă spre nervi, spre această coloană vertebrală, urmași. Da? Cred că și în ziua de astăzi nu există domeniu care să nu fie controlat de urmașii securiștilor. Și cu asta da, cred deci, că spunem totul. Păltânia, da, cel despre care se spune că l-a protejat inițial pe Ghiță, avea legături cu Virgil Măgureanu din trecut, da, al securității. Păltânea mai departe l-ar fi predat la Dumitru Zamfir, care venea tot din echipa lui Virgil Măgureanu. A intrat pe contrasens, se spune, în ghilimele de rigoare, și Johnny Popescu, care l-ar fi cunoscut pe Sebastian Ghiță, fost șef la logistică la SRI, tot așa contract. Tot un general. Dar întrebarea cheie, da? Întrebarea cheie este următoarea. Avea calitate oficială Sebastian Ghiță sau a fost un pion? Eu nu, da, cred că a avut folosit calitate de oficială. SRI în diferite operațiuni. Am văzut pe ecran că Ghiță a început afacere puternic în 2004. Cred că tot din presă apare faptul că în 2004 el a fost de acord să fie verificat pentru a obține accesul la informații clasificate, practic pentru a avea certificat ORNIS. Ori, nu știu cine mi-a explicat într-o emisiune, faptul că era un lucru de normalitate și că nu se putea, nu. Ăla cred că poate să fie începutul unei anchete jurnalistice, că altcineva nu cred că vrea să facă treabă în țara asta și se dovedește în ultima vreme că numai jurnaliștii caută și scotocesc foarte bine în trecutul unui om. Procurorii se ocupă de altceva, vedem cu toții, nu de ceea ce trebuie, selectiv. Și cred că dacă plecăm de acolo o să găsim multe. Având în vedere că Sebastian Ghiță, de ce ne-am întâlnit și la alți oameni de afaceri? O solicitare pentru certificat ORNIS. De ce nu găsim public ce afacere are SRI-ul? Dar SRI-ul se ocupă de informații. Nu văd normal să se secretizeze un contract prin care SRI-ul achiziționează calculatoare. Ei, poate despre asta este vorba în epopea lui Sebastian Ghiță. Despre contractele și despre banii învârtiți de SRI în ultimii 15-20 de ani prin acești intermediari proxy, mai acoperiți, mai neacoperiți, cum este și Sebastian Ghiță. Mă întreabă foarte multă lume pe Facebook, se întâlnește cu mine și în ultima perioadă, de ce insiști așa de mult pe cazul ăsta? Din punctul meu de vedere, păstrând proporțiile, ăsta este un Watergate românesc. Da, corect. Jurnaliștii americani care au dezvăluit afacerea Watergate au avut un atu, că în fiecare zi, timp de un an și jumătate, au pus întrebări și au ținut subiectul la cald. Pentru că este atât de multe interese ca acest subiect să fie îngropat. Corect. Unii spun, domnule, că este un atac împotriva Laurei Căluța Chiovesi, că această comisie de anchetă, că Dan Andronic are interese. Poate că toate lucrurile sunt adevărate, dar în esență greutatea acestui subiect și acestui caz Sebastian Ghiță este despre banii Serviciului Român de Informații și modul în care serviciul și-a creat oameni de afaceri și a intrat în societate, în politică, în mediul de business, cu asemenea persoane și cu asemenea metode. Ăsta este Watergate-ul românesc, de aia vorbim aproape cu obsesie despre acest personaj. Am înțeles, dar spuneți-vă mult de tot, dacă de banii cei mulți din afacerea Hexi Pharma ați auzit în afară că se lua radiatorul la 200 de metri, ați mai auzit ceva? Spune, de bani, nu vorbesc nici că au venit soluțiile, nu erau 70%, erau 30%, de bani și de tot ce s-a vorbit în acel moment de Hexi Pharma, ducând la ideea că este tot o firmă a unui serviciu de informații. A unui serviciu de informații. Pentru că în România, după 90, cam toate serviciile de informații și-au băgat oamenii peste tot. Da, peste tot. Da? Și-au făcut bani. Pe o lege neclară și-au făcut bani. Și SRI-ul are acea întreprindere, care domnul Fraiau știe, probabil Rasi Romo, cu bani foarte mulți. N-ați aflat nimic. Așa vă spun că nici cu cazul Ghiță nu veți afla nimic. Pentru că văd că ne-am chinuit să traducem 400 de pagini, să le trimitem la sârbi. Și a ieșit marele profesor Tudorel Vladele să ne spună că s-au tradus cu mari eforturi, dar nu ne uităm că bulgarii au reușit în 3 zile să trimită o cerere de extradare a unui conațional de-al lor, arestat în Belgrad, care nici acum nu a fost trimis. Cu bani foarte mulți, cu implicația serviciilor, nici acum n-a fost trimis. L-au prins, s-a dat prins, mai puțin contează. Ne uităm ce face în momentul ăsta statul. Are interesul să-l aducă?
are interesul să afle adevărul. După ultimele două săptămâni, dumneavoastră ce concluzie trageți? Are statul interes? Eu mă așteptam, sincer vă spun, la ce se întâmplă și la ce ar trebui să urmeze. V-am spus că în momentul ăsta în România antibioticele nu mai merg. Numai bisturiu mai merge. Dacă statul vrea să ia bisturiu în mână, și aici vorbesc de cel mai înalt nivel, de Iohannis, atunci va face ceva. Eu mă așteptam să văd o celor de criză, la Cotroceni, cu reprezentanții ai serviciilor de informații, ai ANAF-ului, ai tuturor serviciilor, cu subcoordonarea președintelui Iohannis, care să-și întrerupă concediu, pentru că este un caz foarte grav. Degeaba ne întâlnim noi și discutăm, domnule, o fi, nu o fi, este, nu este, sunt bani foarte mulți. Este un caz mai mediatizat, da? Acum, nu mai putem discuta că l-au prins, este în siguranță. Zicem că este în siguranță, acolo unde este. Sunt două variante. Ori să cere el afară, ori îi dau un microfon la aerisire și va spune ce are de spus, ori statul va face tot posibil să-l aducă. Ca să aflăm odată ce mizerii s-au întâmplat în ultimii 25 de ani în România. Cine a furat acest... O să ne îngrozim. O să ne îngrozim. Aici te contrazic. Oficial, cei de la DNA au făcut 5 cereri de arestare recent pe numele lui Sebastian Ghiță. Deci de adus, statul român face demersurile oficiale, da? Da? Eu aș vrea 5 să pun o întrebare. Mandate de arestare înseamnă statul, ceva. Este potent statul român să-l aducă pe Ghiță în țară? Poate nu e potent. Adică, în raport cu adică, Serbia, nu e potent. Serbia, statul român nu, exact. nu e potent în raport cu poate, nu poate. Republica Sârbă. Raportele cu statul. Da, adică poate da? Statul român nu poate să-l aducă pe Ghiță încoace. Ne dorim noi, poate, foarte mulți dintre cei care facem nu, dacă presă. Nu poate, dacă vrea, stați un pic, hai să spunem întrebarea corect. Poate sau vrea, sau poate sau nu vrea. Corect, deci trebuie luat și poate în ecuație. Nu vom afla, încă o dată vă spun, haideți să stăm liniștiți, nu vom afla absolut nimic, absolut nimic. Ne uităm la Ghiță și nu uităm ce face Nea Grindeanu și a pus secretarul de stat pe omul lui Tender la apărare. Sunt două tabere și acolo cu ministrul Leș, care a venit dintr-un pastor baptist, din Satul Mare, domnul Mănăstire. Și ce legătură are confesiunea cu faptul că e ministru apărării? Nu are nicio legătură. Sunt două tabere acolo. Libertatea religioasă este garantată. Uitați-vă, acum vine achiziția de la corvete până la armament. Acolo este problema în momentul ăsta. Noi ne uităm după Ghiță dacă vine din Serbia. Haideți să vedeți ce bază face acolo. Ne uităm după Sebastian Ghiță. Corect, corect. Ca să înțelegem corect. Ce a făcut Serviciul Român de Informații. Când vom înțelege ce a făcut Serviciul Român de Informații, vom înțelege ce a făcut și vreun serviciu de informații în momentul ăsta pe ceea ce se întâmplă pe achiziția de armament. Bani mulți. Dar să mai facem o paralelă, scuzați-mă, că mi-ați dat ideea. O să discutăm și despre politică, pentru că din afaceri corect. Cu SRI, cu apropiați ai SRI cu general, Sebastian Ghiță în 2009, ca un făcut, primește și o misiune politică, da? De unde până unde în 2008 omul stătea, o să vă relatez și episodul cheie prin care Sebastian Ghiță intră în anturajul unor politicieni. O să luăm o scurtă pauză imediat și o să vi-l spun, dar continuați ideea, Daniel. Vreau să facem o paralelă, sau dumneavoastră ca jurnalist de investigație puteți să faceți mai repede decât mine. Să vedem în ultimii 10 ani câți bani s-au acordat SRI-ului și cât s-au acordat Ministerul Apărării pentru diferite activități, da? Să vedem că exponențial Serviciul Român de Informații a tot crescut primind bani de la buget, cantități uriașe, vreau să spun, de bani, sume uriașe, față de SIE, față de Ministerul Apărării, alte structuri care sunt prinse în... Hai să facem o precizare. Structura de ordine Serviciul Român de Informații, ca orice serviciu pe siguranță națională, avea nevoie de acești bani. Exponențial? Adică avea nevoie să se doteze, să vegheze asupra siguranței cetățenilor. Problema este unde s-au dus banii. Păi dacă nu e transparent, n-avem cum să știu. Păi dacă avea nevoie, trebuia să... Domnul Cristescu, dacă avea nevoie, zis. Înseamnă că se știa de ce avea nevoie. Păi stați un pic, pe Zanfir, deocamdată pe Zanfir nu l-a chemat nimeni, pe Grigoriu l-ați hate-uit un pic, două ore. Dar nu l-a deranjat, că dacă era vreun politic sau dacă era miolul lui Grigoriu și apărea fiul meu cu ceasul de 20.000 de euro, nici nu ieșeam bine de aici și mă chema la DNA. Vedeți, pentru că ei se protejează unii pe alții. Nu vom afla nimic. Este o întrebare pe care am pus-o și săptămâna trecută, oarecum în aceeași formulă. Nu am văzut și nu cred că vom vedea niciodată o anchetă serioasă a DNA pe ce bani au cheltuit SRI în ultimii ani pe genul ăsta de contracte și pe alte tipuri de contracte. În 2008, apropo că vă spuneam, vă relatez un episod, în 2008 Sebastian Ghiță participă ca invitat special la nunta lui Codus Șereș, da. Care atunci era ministrul economiei.
a fost în calitate de naș al lui Codruț Sereș. Da? În 2008, da, Sebastian Ghiță se lipește de ministru atunci al economiei Codruț Sereș, era pe finalul guvernării lui Tăriceanu și este prima dată când apare în public, da, în anturajul unor politicieni. Da? Unii spun că acolo, prin intermediul lui Sereș, l-ar fi cunoscut și pe Victor Ponta, cu care va strânge după aceea peste timp relațiile și foarte important, da, după apariția la, în calitate de naș, la nunta lui Codruț Sereș, total întâmplător, după ce Sereș iese din funcția de ministru, se asociază cu cine? Cu George Coldea, verișorul bun, dulce al lui Florian Coldea. Aparatură medicală, nu? Aparatură medicală, cu chestii pe care le-a făcut Codruț Sereș, dar cu acest verișor al lui Florian Coldea. Nu uitați, da? Florian Coldea, cu incidență, Sebastian Ghiță din nou. Nu uitați, Codruț Sereș, ofițer de armată. A fost absolvent al liceului militar, n-a fost ofițer. La ce te referi, Radu Cristescu? Toți acum sunt ofițeri sub acoperire, și Sereș, și Ponta, Pălasie. Nu, am impresia că după 90, după 90 s-a dat drumul, ați văzut dacă serviciile și-au permis să încalce și Constituția, recrutând procurori. Vorbesc de cazul Ponta, da? Deci s-a dat drumul la un robinet, nu controla nimeni în momentul ăla. Noi am fost un stat securist, mă iertați, am fost un stat construit pe sisteme de represiune de forță, în care de când erai pionier, cam însemnai un angajament pe la securitate. Și atunci vă dați seama că ei s-au perpetuat, fiecare a avut omul lui. Gândiți-vă că toți ofițerii de securitate, ce oameni controlau, oamenii au ajuns. Și interesant este că foarte mulți care apar ori din familii de ofițeri, ori absolvenți de instituții militare, mai sunt și câțiva civili printre ei, cum a fost Ponta, cum a fost Ghiță, dacă a fost Ghiță ofițer. Acum, dacă Ghiță a fost ofițer, nu știu ce l-au mai schimbat pe Coldea, pentru că era foarte simplă explicație. Da, domne, erau colegi, au plecat cu bilet de voie de la unitate. Deci, aici este miza dezvăluirilor. În ce măsură statul român mă întrebați pe mine, nu cred că Ghiță a fost ofițer. Și va asuma pe serii, pe Sebastian. Dacă mă întrebați pe mine, nu cred că Ghiță a fost ofițer. Serviciile acestea de informații au și prostit foarte mulți oameni și foarte mulți politicieni. Dăm o explicație. Ce căuta cu Coldea în Seychelles? Coldea era atât de naiv? Păi a spus seriu. Coldea nu era naiv. Atenție, dacă, încă o dată, dacă sistemul ăsta, și sistemul ăsta, să nu vedeți că este un întreg și este numai iubire, e ca într-o familie, sau soție, să mai ceartă între ei partenerii. Avem vreo 6 servicii de informații. Ele toate fac un întreg, acest sistem. Fiecare sistem e mai dat în cap omului celălalt serviciu din sistem. Au căzut ofițerii acoperiței SIE, au căzut ofițerii acoperiței 2 și un sfert. Toate, sau oameni de afaceri dintr-o parte sau alta mai arestați, oameni de, mai oameni de afaceri, pentru că și pe ANRP au fost servicii de informații cu interes acolo. V-am spus exact ca și la fabrica, cum era pe vremuri Sidex-ul și Olchimu, aveau firmele căpușe la poartă. Așa s-a întâmplat și aici. Existau oamenii de afaceri care au fost chemați de servicii. Om de afaceri și-a făcut și el un ban. Știți că fiecare băiat visează să fie bărbat, să fie ofițer, să îi spună iubitei că e ofițer acoperit, să îi mai crească și lui acțiunile. I-a și prostit pe mulți. I-a zis, fii atent, tu ești ofițer acoperit, dar știi că nu putem să-ți dăm... Dacă te caută și te găsește la vreo ambuscadă, nu poți să-ți găsesc legitimația. Dar tu ești ofițer al nostru. Un ofițer reclutat, aș zice agent, a fost Ioan Oltean. Ioan Oltean de la Bistrița. Recuzat de un ofițer, de un ofițer ceva, un sfert, din Bistrița a ajuns la Cluj. Într-o zi, vă voi aduce și probele. Dacă în regulă. Au fost foarte mulți. De ce credeți că Traian Băsescu nu a fost informat de jaful de la ANRP? Pentru că el, pe cine putea întreba? Pe capii serviciilor. Bă, pe cine? Pe Daniel Moldoveanu, care avea contracte. Și atunci aia furau într-o veselie. Era șeful comunității de informații, lucra cu Băsescu și el avea combinat la ANRP. Aia furau într-o veselie. Într-o veselie, el întreba, păi dacă ei furau acolo, cum a fost ăla cu Cupru, toți aveau în spate. Și toți au furat. Când știa că domnul general, domnul Mănăstire, am văzut aceste cum lucruri, ar fost ca am trecut prin ele, nu se le-am trăit. Lui Traian Băsescu să spună, da, domnul președinte, noi ne ocupăm, dacă noi suntem liniștiți, luăm pauza de publicitate, după publicitate vom merge în anul 2009, când Sebastian Ghiță, conform dezvăluirilor făcute de Dan Andronic, evenimentul zilei Noi Suntem Statul, Sebastian Ghiță este folosit pentru prima dată într-o operațiune politică majoră. Revenim și vă spun despre ce este vorba. Am revenit în direct, dosar de politician, dezvăluiri despre
Sebastian Ghiță, făcute în evenimentul zilei de Dan Andronic. Dan Andronic, un cunoscător, un apropiat al lui Sebastian Ghiță, știe ce vorbește Dan Andronic. Avem și noi informații extrem de interesante. V-am prezentat în prima parte cum Sebastian Ghiță s-a mufat la Serviciul Român de Informații cu ajutorul unor generali care aveau legătură cu Vigil Măgureanu și cu fosta securitate. În 2008 vă povesteam că Sebastian Ghiță apare pentru prima dată la nivel public în România în calitate de naș la cununie a fostului ministru al economiei Codruț Cereș, aflat în prezent în arest. Tot în 2008 și 2009, Sebastian Ghiță, probabil pe relația cu Codruț Cereș, îl cunoaște pe Victor Ponta, încep băieții să joace basket. Sebastian Ghiță administra Asesoft Ploiești, da, echipa de basket. Începe acolo să... Foarte tare. Poftim? Care nu există. Care nu există. Bun. Victor Ponta, Sebastian Ghiță se împrietenesc în acea perioadă. Victor Ponta în relații foarte bune cu Dorin Cocoș. Și ajungem la momentul politic important în care Sebastian Ghiță, da... Spun sursele, spune și Dan Andronic, lasă de înțeles după care au apărut informații. În celula de criză făcută la casa lui Gabriel Oprea exista o cârtiță care primea informații din staful de campanie a lui Mircea Geoană. Toată lumea a pus reflectorul pe Victor Ponta, care se afla într-o relație de naș fin cu Gabriel Oprea. Deci finuțul Victor Ponta, probabil, spun anumite surse de presă, îi transmitea informații lui Gabriel Oprea. Victor Ponta, relație bună cu Sebastian Ghiță, cu Dorin Cocoș. De acolo, spun unele surse, s-ar fi transmis informații, da, repet, din staful de campanie a lui Geoană, către echipa de șoc din casa lui Oprea, da, Cristian Bodea. Ăsta este un moment când Sebastian Ghiță își întărește relația cu Ponta, tocmai în premergător momentului din 2010, când Victor Ponta, cu ajutorul lui Sebastian Ghiță, organizează un congres la PSD. Ghiță se laudă în fața lui Vântu în înregistrări și spune: am mutat camere, am adus delegați de la Ploiești, am schimbat călăreții, am dat sunetul mai încet, am organizat un congres frumos ca prietenul meu Victor Ponta să câștige conducerea PSD. Oamenii ăștia nu gândesc, deci ei aveau țara în mână. În momentul când ai tu, faci că ești ca și un general pe o armată. Cum, imediat gândești strategii, nu le gândești numai pe zi, de pe zi pe alta, le gândești în pasul ăsta, bun, vine alegerile, ce facem, acum. Deja Iohannis e în campanie electorală să mergă prin țară. De ce? Pentru că au făcut planul pentru 2019. Oamenii nu și-au gândit toate astea. Bun, dacă iese Geoană, calculul era simplu. Dacă iese Geoană, suntem terminați. El va fi stăpânul PSD, el va conduce sistemul, noi nu mai putem să facem. Cum poți tu, să zicem, ești într-un partid. Cum poți tu să ajungi șeful partidului dacă șeful care e are succes perpetu? Tu nu mai ajungi, tu stai tot sub el. Și atunci soluția e să-l sapi pe propriul tău șef, să sapi propriul tău partid. Cum poți să-l sapi? Partidul tău să piardă alegerile, să cadă jos, să te ia pe tine de salvator și atunci tu ridici partidul. Că lumea crede, gata, ești în partid și ăia de sus vor tot să meargă partidul. Ceea ce s-a și întâmplat, ceea ce spui tu, la milimetru. Gabriel Oprea a făcut celula de criză. Gabriel Oprea mai întâi a plecat din PSD, a rupt din PSD. Și după aceea a lucrat PSD-ul. Nașul Gabriel Oprea, care a organizat întâlnirea, l-a ajutat apoi pe Victor Ponta, Sebastian Ghiță, la fel. Sebastian Ghiță, probabil, mă întreb și eu, celor ar fi avut Florian Coldea, da, care era operativ deja în ridicarea lui Victor Ponta la conducerea PSD. Bref, se face congresul. Spune, da? Ghiță, am mers la Coldea și am spus să-l punem pe Ponta președinte la PSD. A zis că Băsescu și a zice Coldea. A zis Băsescu să punem pe cine vrem, pe Diaconescu, pe nu știu care, numai pe Ponta nu. Și aici apar, da, foarte bine dezvăluirea lui Dan Andronic, care... Atunci, mai vreau și să spun ceva. Ce origine avea domnul Geoană? Nu, ce a fost tatăl domnul Geoană? General de armată. Bine, clar. Tot între general. Imediat luptă. După călătoria din Seychelles, alături de generalul Serei Florian Coldea, are loc așadar congresul PSD, spune Dan Andronic în evenimentul zilei, unde implicarea lui Sebastian Ghiță este totală. Îi asigură victoria lui Victor Ponta, în ciuda eforturilor taberei conduse de Marian Vanghelie, care le voia menținut pe Mircea Geoană. Și aici intervin mărturile lui Sebastian Ghiță. Ne-am dus și noi de-ai noștri din Ploiești,
30, nu știu câți, le-am dat niște veste de alea, le-am zis, bă, voi sunteți de la pază, păziți toate ușile, nu intră nimeni decât cine vrem noi. După aia am falsificat toate ecusoanele de pază, recunoaște Sebastian Ghiță. Le-au adus unii de-ai noștri ecusoanele de invitat și ecusoanele de delegați. După aia am făcut ștampile ca lumea, zice Ghiță, să fie pe toate buletinele, să nu facă evanghelie cu ăia șmecherii. După care ne-am dus seara, m-am dus pe acolo, făceau ăia ai mei, nu montau camere, plasme de alea, dar le zic, ia deasupra urnelor montați niște camere de alea, în colțuri, o cameră mică, nu se vede, afirmă IT-stul Ghiță, da? Așa s-a tranșat congresul în care Victor Ponta a ajuns președintele surpriză. PSD, surpriză, șoc și groază Victor Ponta, da? Întâlnirea din Seychelles, se duce Ghiță cu Florian Coldea, stau două săptămâni, mănâncă, beau șpriț, se distrează, Ghiță se întoarce și organizează pentru Victor Ponta celebrul congres. Și dacă vă aduceți aminte, toată lumea vorbea atunci că domnul Ponta a fost numit ca reprezentant al lui Adrian Năstase. Da, cu susținerea lui Adrian Năstase. Și toată lumea a trăit cu impresia asta până anul ăsta, când a început Ghiță să povestească. Or, nu e foarte interesant că după atâția ani noi aflăm un adevăr? Că poate nu e chiar așa, nu știm încă. E versiunea care ne-a povestit-o Ghiță, Ponta, prin faptul că nu vorbește, din punctul meu de vedere, întărește ceea ce spune domnul Ghiță. Și atunci cam iese la suprafață un alt fel de adevăr care pare mult mai credibil decât ce a fost prezentat atâția ani. Tuturor. Apropo de joc operativ, da? Ca să facem o analiză a momentului. Deci sistemul era alături de Traian Băsescu pentru că oamenii care s-au întâlnit între 6 și spre 7 decembrie îl susțineau pe Traian Băsescu, toți. Oprea, Maior, Coldea, Chioveș și toți aveau funcții și depindeau de Traian Băsescu. Dacă Traian Băsescu pleca, plecau și ei. Dar au jucat și mai complex, cum spunea Cristian Bodea, după ce și-au asigurat perpetuarea în funcții prin Traian Băsescu, ales încă o dată președinte, au lucrat și la opoziție. Pe ideea să controlăm și puterea, dar să avem și oameni și control și pe opoziție. Și Victor Ponta a căzut mănușă în povestea asta. Mie îmi povestea cineva la Ploiești, ca să dau în continuare o credibilitate mai maximă, mai mare la ce spuneați dumneavoastră, că în anul 2008, când au fost organizate alegerile, la primăria Ploiești era candidat Daniel Savu, care știm cu toții că era foarte apropiat și este, așa cum rezultă, de Ghiță. Și din SRI. Lăsăm asta, mai puțin important. Ce vreau să spun e altceva. Că la vremea aceea, cea care controla PDL-ul în Prahova, era familia Anastase. Bun. Ghiță s-a înțeles cu Roberta Anastase, așa spune lumea din Ploiești. Ca Daniel Savu să nu câștige nimic și l-a scos, culmea, primar pe Volosevici, care era din opoziție și el a candidat pentru PSD. Sebastian Ghiță știe toată lumea. În dauna PSD-ului. Deci Ghiță de mic, că atunci era încă puștani, făcea combinații de-astea care nu înțelegea nimeni. Și deci, eu cred în continuare în că a fost apropiat. În 2008, Ghiță, care ajunge parlamentar după aceea PSD, în 2008, susține cum ar veni opoziția, era cu Roberta Anastase atunci, da. Îl pun pe Volosevici, după care, ce se întâmplă? Vine frumos în PSD în anul 2012 ca și deputat, nu? Și a câștigat fluierând. Și dacă Ghiță a fost folosit ca o paradigmă pentru, odată cu prăbușirea lui, să se schimbe o paradigmă, sunt entități care urmăresc proiecte pe 10-15 ani. Deci e posibil să fie folosit, v-am spus, să schimbe o paradigmă. Nu, Ghiță nu pare confortabil cu povestea asta, de asta este importantă, cum să spun eu... Cât a fost folosit? Reluarea acestor informații și perpetuarea în a pune întrebări, chiar dacă pare că la momentul ăsta ne luptăm cu morile de vânt, cel puțin din perspectivă jurnalistică. Sebastian Ghiță, da, este, repet cum spuneam în prima parte, este o placă turnantă. Da? Sebastian Ghiță a început să vorbească, dacă va continua să vorbească, da, o să ne devoaleze exact cum a funcționat statul român la nivel de servicii, la nivel de politic, la nivel de Aici mai un aspect pe care trebuie să subliniem. Domnul Florea a pus o întrebare bună. Cine erau părinții lui? La începutul emisiunii, la fel, a început cu părinții domnului Ghiță. Pe lângă faptul că SRI, după Revoluție, a intrat și a acaparat toată piața afacerilor și de stat și a dominat-o și pe cea de afaceri cu firme favorizate, pentru că deja vrei să-ți faci o firmă de construcții tu, că aveai idei și vrei să faci, pentru că o firmă care era favorizată de stat te mânca. Bun. Avem o creștere a acestor băieți noi din generația veche.
Avem cazul Ghiță, avem Joană, avem Maior, taică-să Liviu Maior, ministru, ambasador, și el la fel, o familie cu tradiție și știm că nu era pe vremea lui Ceaușescu ambasador oricine și fără grade, cum era și domnul Joană. Avem cazul, povestea se aude, adică am aflat-o și eu, cu doamna bunica Ghizela, care era din prin securitate, bunica lui Bogdan Olteanu și a lui Andreea Voș. Bogdan Olteanu, o ascensiune fulminantă. N-au doamna... fost rude, n-au fost rude. Eu așa am auzit. Nu. Bun, am auzit, sunt povești. Ghizela Voș a fost o importantă ilegalistă comunistă, a avut care... funcții după aceea până anii 50, când au venit rușii la putere. Nicio influență, nu? Și în Partidul Comunist erau oameni curați. Informativ. Ce am să zic? Din ce am observat o chestie asta, ei își promovau odrasele după Revoluție, deci următorii, când îmbătrâneau și veneau, cum era și Grigoriu ăsta. Normal că își promovează fiecare niște urmași și vor să-i bage în sistem la căldură. Ei, își promovau și erau o siguranță pentru ei. A, cu ești tu, alu ăla, bun, e de-al nostru. Origine sănătoasă. Deci era un fel, s-a creat un fel de nobilime a securității. O castă. Și oamenii ăștia se spun, aici băiatul ăla e de siguranță, îi dăm afaceri, hai că îl promovăm, ne ducem, ne folosim. Și se recunoșteau între ei. A, ăla se știau, deci eu am observat, eu fiind așa, intrus, taică-meu fiind șofer de rabă și maică-mea vânzătoare, deci fără să am origini sănătoase de genul ăsta, am ajuns și eu în politică prin gura mea și prin mintea mea. Ei, și am văzut cum se recunoșteau, cum au semnal și se lipesc între ei. Și am observat, din ceea ce ați dezvoluit în timp, fiecare din ce anchete s-au făcut, că este o filieră pe familii. Și familia asta se perpetuează, pentru că ei, dacă ai îmbătrânit, așa te duci, faci afaceri de succes. Păi tu când ai acces la informații sau ai fost în minister, normal că știi cum funcționează mai bine decât domnul Cristescu care vine din facultate sau la 30 de ani îi vine o idee să facă în agricultură. Și tu, care ai stăpânit agricultura informativ, să zicem, imediat îl bați. Doamne, scuzați că întreb, dar nu s-a făcut nicio afacere în țara asta fără stat. Adică clar. Nu există vreun potent om de afaceri care să făcut afaceri mai în privat sau să facă cu extern, pe să îmbogățească din ce a exportat. Nu. Totul are la bază statul. Exploatarea statului de către câțiva băieți deștepți. Asta este rețeta de succes în România. Și am văzut în dosar de politician zeci de cazuri prezentate. Nu cred că mai e nevoie să venim cu noi argumente. Ei, și ăștia s-au împărțit. Tu te duci în politică, tu te duci în afaceri, tu te duci în agricultură, tu te domenii duci împărțite, în fiecare să Hexi Pharma, fiecare au luat afacerile lor. Dar a spus dumneavoastră o întrebare și înainte de publicitate cu Grigoriu, dacă îl verifică cineva. Eu am scris la ANI, da, la Agenția Națională de Integritate, să verifice pe Marin Constantin. Marin Constantin, fostul șef de la SRI Prahova. Da, luăm pauza de publicitate anunțată. Președintele Klaus Iohannis a intrat în gura internauților din toată Europa, un gest fără precedent, și a pus presa din Marea Britanie în cap. Știți deja, ați văzut probabil la știri, președintele României a dat așa la o parte steagul Marii Britanii într-un gest care ne aduce aminte din povestea cu Paltonul. Luăm pauza și revenim. Personajul serii din această serie de dezvăluiri este Sebastian Ghiță, episodul 13, așadar, din evenimentul zilei. Noi suntem statul, publicat de Dan Andronic, face o retrospectivă a evoluției în carieră și în politica lui Sebastian Ghiță. Dan Andronic vorbește despre legăturile lui Sebastian Ghiță în Serviciul Român de Informații, cum s-a lipit de politicieni, cum a reușit timp de 15 ani să joace în afaceri speciale cu Serviciul Român de Informații, să joace în politică, să apară la momentul potrivit, la locul potrivit, ca de obicei. Vă spuneam că Victor Ponta își datorează mare parte din carieră lui Sebastian Ghiță, cel care i-a organizat congresul de alegere în fruntea PSD în 2010. În 2014 însă Sebastian Ghiță înregistrează o înfrângere majoră. Sebastian Ghiță, Gabriel Oprea, George Maior și tot sistemul era aliniat în spatele lui Victor Ponta, da? Grupul de la Cluj, am citit cartea lui Mitică Dragomir, povestește Dumitru Dragomir cum a fost chemat de Arpad Pascani și a spus, băi Mitică, în 2014 tu nu înțelegi că noi, grupul de la Cluj, cam conducem România, avem la SRI, avem acolo procuror general, șef pe la DNA, tu nu înțelegi în ce lume te afli. Contextul discuției era legat de Liga Profesionistă, dar nu e important. Arpad Pascani, un exponent necunoscut
sau mai puțin vizibil al grupului de la Cluj, povestește că în 2014, cam ce știm cu toții, cărțile erau făcute pentru Victor Ponta. Sebastian Ghiță era șeful de campanie informal al lui Victor Ponta, pot să vă spun asta și din mărturii directe, ca să zic așa, el făcea tot melanjul ăsta de media, de comunicare pentru Victor Ponta, îl făcea Sebastian Ghiță. El era creierul din spatele campaniei lui Victor Ponta. Viitorul ministru al comunicației. Și șef al PSD, cam asta vrea. Rolurile erau împărțite. Gabriel Oprea trebuia să preia Serviciul Român de Informații, George Maior trebuia să fie premier, Gabriel Oprea, repet, la SRI, alții trebuiau să fie promovați șefi de parchete. Lucrurile erau aranjate. Ce s-a întâmplat? Nu l-au luat în calcul pe Coldea. Și cum a reușit Coldea, care mergea în concedii cu Sebastian Ghiță, să întoarcă toată puterea asta enormă, da, a statului? Păi în 2014 Ghiță era cu statul în spatele lui Victor Ponta. Voalat, ne-a transmis domnul Tuțuian. Cum? Păi zice așa, domnul Maior, domnul Coldea, mergeau în Seychelles și în alte excursii de-astea extraordinare, unde mulgeau pe Ghiță de informații de securitate națională. Ghiță fiind vaca sistemului. Deci capii SRI se informau de la Ghiță. Înseamnă că Ghiță era mai jumecher decât ei. Păi nu, dacă le dea informații. Spuneți că mulgeau? Poate mulgeau de bani. Ghiță, aici trebuie adăugat, era o dublă. Aici trebuie adăugat un alt element. Domnul Ghiță, în ultimele registrări, a făcut o mărturisire. Coldea și Chioveși erau agenți dubli. Interesant. Și e clar a cui erau, că nu erau a lui Putin. Ei, și oamenii ăștia au trădat, au tăcut, i-au lăsat pe ăștia să-și facă jocurile, dar undeva s-a rupt echipa asta, sau au stat pe burtă în echipa asta și au întors armele. Pentru că e clar, Iohannis vine pe filiera Merkel, vine pe filiera, dacă o să o luăm așa, pe servicii, pe ei impus de serviciile germane. Cioloș vine pe filiera franțuzească. Socrul lui Cioloș are, e ceva, a fost șeful unui serviciu franțuzesc sau ceva de genul ăsta. Au apărut informații, nu sunt confirmate. Andreea Paul Voș îți transmite, Cristian Bodea, că nu a avut familia dânsei, bunicele sunt țărănci, da? Nu comuniste, nu are nicio legătură cu familia voastră. Se vorbește. Am spus și o chestie. Eu așa am auzit, de aia zic, am dat un exemplu care se vorbește. Domnul Mănăstre. Numai o secundă să termin. Da. Oamenii ăștia, deci de afară li s-a impus. Amintiți-vă că s-a dus Coldea, alt lucru spus de Ghiță, s-a dus Coldea la Ponta și a spus că nu-i permite să facă autostradă. Sau au vorbit ei doi și a spus că nu-i de acord. S-a dus și i-a transmis lui Ponta. De unde a venit acel mesaj? Nu faci autostradă peste... Că nu de la Băsescu. Sunt sigur. A venit din altă parte. A fost o strategie prin care în România s-a vrut altceva. I-au lăsat pe ăștia. Probabil Coldea i-a lucrat. A lucrat așa subversiv și l-au scos pe Iohannis. Dar Coldea, dacă avea relația asta specială cu Sebastian Ghiță, nu putea să-i spună, băi, Sebi, nu ești pe drumul cel bun. Noi avem alt plan. Americanii au alt plan cu România. Tu mergi cu Ponta. Eu merg pe varianta că i-a spus. Mai merg pe varianta următoare. În ceea ce ne-a explicat Ghiță, asta așa, m-am cunoscut-o pe la Codruța Chioveși și în sediu K2, K4, T14, unde erau prezenți cel puțin de două ori pe săptămână, Coldea, Chioveși și reprezentantul CIA. Bun. Ce a vândut Ghiță în România? Foarte mult. IT. Ce înseamnă IT? Că lumea nu prea înțelege. Crede că Ghiță venea, făcea niște programe și așa mai departe. Nu, Ghiță vindea produse pe care le făcea el, dar în realitate vindea și calculatoare. Ori calculatoare nu le dădeau cutii goale, da? Ci le dădea cu softuri. Ori nu putea să aibă acest soft, Microsoft, nu știu ce alte chestii, decât dacă avea relații cu firma mamă, da? Lumea scapă acest amănunt și toată lumea se uită când vorbește de Microsoft, Florică și nu mai știu cine ăsta Pescariu, așa și cam atât. Uită că Ghiță cunoștea toate chestiile astea din interior, da? Bun, probabil că Ghiță a fost deranjat de parteneriatul cu americanii, s-a simțit trădat știind că domnul Coldea și probabil și Chioveși erau foarte apropiați de această linie și poate inclusiv el avea vreo calitate, nu? Că și ăștia americanii nu cred că sunt așa de tâmpiți să nu-și verifice partenerii de afaceri. Da. Radu Cristescu, vrei să adaugi ceva? V-am explicat înainte că sistemul ăsta e format din sisteme mai mici.
Vreau să spuneți și ați observat corect, Maior, Ghiță, era în spatele lui Ponta. Gabriel Opea. Nașii și Maior și Gabriel Opea sunt nașii lui Victor Ponta. Singurul lucru care l-a spus domnul Florea, operativ și adevărul care îl știa doar ofițerii operativi ai lui Coldea. Părerea mea că cu toții știm că domnul Maior, un excelent scriitor, era doar scriitor, era departe de toată strategia a acestor alegeri. Nu uitați că Ponta a încercat o schimbare de orientare strategică a României, virând spre China, de care Ghiță nu era străin. Da. Și atunci părerea mea că sistemul ăsta, care 90% a produs rău, are și o parte în care totuși apără această țară. Și atunci, încă o dată, alegerea sistemului a fost bună decât Ponta, mai iertat, mai bine Iohannis, chiar dacă este nul din toate punctele de vedere. Dar în momentul ăsta este mai bun Iohannis. Dacă ajungea acoperitul salto de Ponta, mitomanul salto de Ponta, pentru că el v-a spus, spunea domnul Bodea chestia cu el, a chemat Coldea să-i spună de autostradă. Păi domnul Mănăstire, ești prim-ministru. Păi în 26 de secunde aveai toți ziariștii acolo și dărâmai tot. Erai tăticul, dacă tu îl devolai pe Coldea. Pe Coldea, dacă tu nu erai ori acoperit, ori șantajabil. Pe amândouă. Eu nu îl cred pe Victor Ponta când spune acest lucru. Nu cred că își permite la nivelul ăla Coldea să meargă la un prim-ministru. Cât ar fi Coldea de tare să-i spună, bă, nu face tot autostradă, când m-au sunat pe mine alții care vor să facă tunelul pentru urși. Înțelegeți? Nu, aici Coldea... Deci asta vreau să vă spun. Și atunci Ponta, care a fost învățat ce să spună de nașul Maior, adică chestia cu diaspora, pentru că totul nu se fură cum s-a încercat să se spună. Domnule, ne s-au adunat tot atunci seara acolo, la o ciorbiță de burtă la Găbiță, și au încercat să fure voturi. Nu. Voturile nu se fură din pungă, nu se fac... A încercat Ponta Gușă să spună ceva cu procesele verbale. Se fură se manipulează, prin domnul. Softuri. Domnul, se și manipulează. Domnul, se manipulează înaintea alegeri. Ați văzut operațiunea ca la carte, frumos, diaspora s-a dus, s-a terminat cu Ponta. Da, a câștigat Iohannis. Dacă băieții ăștia vor pregăti alegerile următoare din România, nu le trebuie mare carte, mare știință de carte, decât să capaciteze oamenii să iasă exact ca în Franța, în 70%, 77%, pentru că atunci PSD-ul este spulberat. Dacă tu reușești să scoți în momentul ăsta 70% din români, s-a terminat. PSD-ul mai mult de 33, 34, 35 nu poate. Prezență la vot. Și asta va fi următoarea mutare peste câți? 2 ani sunt sau 3 ani, câți mai sunt prezidențiale. Experimentul USR, asta a fost. Și atunci ați văzut sistemul totuși, în afară de nenorocirile și banii care și ce se întâmplă, totuși protejează și țărișoara asta așa cum o fie ea. Pentru că Doamne ferește dacă cădea pe mâinile lui. Normal că o protejează Radu Cristescu. Dacă pe drumul acestei protecții se mai încasează și niște comisioane de zeci de milioane de dolari, de euro, e bine pentru toată lumea. Ca să nu fie rău. Da, teoria lui Hagi să fie bine ca să nu fie rău. Deci protejăm și țara și facem și niște buzunare așa mari cu bani din diferite afaceri. În special cu prioritar? Banii sau țara? Eu cred că banii. Asta e o întrebare care trebuie să o adresăm lui Coldea. Păi da, uitați-vă cum au vândut, dacă ne uităm în timp cum făceau. Au dat Bechtelul pentru intrarea în NATO. Asta a fost târgul. Dar ei când au negociat contractul, au și-au pus și lor. Au dat Petromul pentru intrarea în Uniunea Europeană. Dar când au negociat cu băieții, și-au dat și lor. S-au umflat acolo și-au discutat. Probabil că au plecat și austriecii cu ceva în plus în buzunarelor personale, au plecat și în ăsta. Banii sunt importanți, domnule. Înainte să-l vedem pe președintele României, Klaus Iohannis, într-un gest, într-o prestație publică care a înfierbântat toată Europa, în special internauții și presa din Marea Britanie, să încheiem povestea asta cu Sebastian Ghiță. Știu că Daniel Florea, care a fost în fața comisiei SRI, dezvăluit niște lucruri despre ce s-a întâmplat la Prahova, despre ilegalitățile în care au fost implicați ofițeri de conducere din SRI, ce ți-a transmis Comisia de Control a SRI, condusă de la fel de celebru Adrian Țuțuian. Domnul reședinte. Președinte. Nu, reședinte, așa scrie. Da? Da. Au greșit. Pot arăta documente, există. Deci, marți, pe 25.04.2017, domnul reședinte, senator Adrian Țuțuianu și domnul secretar, senator Verește Iatila, mi-au trimis o... Așa scrieți. Un punct de vedere, probabil, în care îmi spune că nu mă pot ajuta cu nimic, deoarece nu se pot emisiona în actul de justiție și mă informează de ceea ce știam. Adică? Adică că în contencios să mă judec cu SRI-ul și că de 2 ani de zile n-am primit niciun termen. Asta la un punct. Și cel de-al doilea spune... De 2 ani de zile nu ai primit termen în justiție? Da. Am dat acum de casație justiție, eu aștept
poți da dosarul 391-42-2014, îl găsiți pe portal. De 2 ani de zile dosarul meu este fără termen. Nu se găsește un judecător să judece dosarul ăla? Nu, complet e stabilit. Da. Totul, dosarul stă în filtru de 2 ani de zile și spunea, așa spune legea, că în 30 de zile de când a fost primit, trebuie să dea un răspuns pentru a se fixa termen, dar probabil că în cazul Florea contra Serviciul Român de Informații, când Putacte nu lucrează, ci doar activează. Asta odată. Și în cea de-al doilea... De așa de greu să găsească un judecător care să te execute? Așa între noi fie vorba. Acum știți, există două variante. Varianta, ori nu dorește nimeni să mă execute, ori se dorește, da, ori se dorește să se mai aștepte. Că poate se mai schimbă ceva. Ce moment operativ? Ce nu știu, deja mă depășește scenariul ăsta și sunt foarte neinteresat de ce se întâmplă, că 2 ani, 3 ani, 5 ani, că mai durează, nu e o problemă. Deci un om care dezvăluie niște abuzuri, merge în fața comisiei SRI, abuzuri ale SRI, și este practic pasat și îți spun de fapt ce, că nu au competențe, nu? Sau ce? Da, adică mă iau la mișto, sincer. Adică eu le-am explicat acolo că sunt conștient de faptul că regulamentul camerei are și în cadrul comisiei regulamentul respectiv are un anumit rol. Nu poate să treacă de anumit prag. Înțeleg chestia asta. Dar pe 25-a 4-a fac ei răspunsul. Pe 26-a, a doua zi miercuri, când aș la mine această scrisoare, acest plic, adresă, în Parlament se iau decizii. Până care să dau noi prerogative Comisiei de Control SRI. Mai fă o hârtie la noua comisie cu noi prerogative. Oricum eu le-am depus lor acolo mai multe hârtii, în jur de 19 hârtii, până care am arătat că SRI-ul acționează în afara cadrului legal. Adică am arătat și știți foarte bine și noi asta, așa am arătat și la mine secretarul sistemului, oricum cineva o să regăsească această adresă pe site-ul emisiunii mele secretarul sistemului.ro, faptul că mi s-a organizat o percheziție fără să am nicio calitate, decât că am fost ofițer SRI, atât. Sunt în continuare martor la nimic, că n-a fost nicio infracțiune, dar nu a contat. Iar Comisia de Control SRI nu se ocupă de asta. Acum vedem că în Parlament se caută să se înființeze o comisie de control sau, mă rog, o comisie de cercetare a ce s-a întâmplat în 2009. Cu efect zero. Domnul Șerban Nicolae, cred că spunea că Parlamentul se ocupă doar de legislație, adică face legi. Păi uite, domnul Șerban Nicolae, că este parlamentar, că avem Comisie de Control SRI, Comisie de Control SIE, Comisie de Control Apărării, Comisie pentru Drepturile Omului. Asta ce activează? Da, în țara asta nu contează cetățeanul, nu contează petentul, contează doar sistemul. Asta vedem cu toți, în fiecare zi, suntem nebuniți, adevăratele probleme ale țării nu le vedem. Domnule Sfântea, spuneți-mi și mie, ce credeți că după dezvăluirea lui Gabriel Oprea, care a fost ca girofarul pe salvare, nu are nicio treabă, l-au chemat? Nu știm ce a scris. Sunt informațiile publicate de evenimentul zilei, luăm cu titlul de inventar. Gabriel Oprea ar fi fost la parchetul general. Andronic încă n-a fost. Deci Andronic n-a fost. Cel nu care... s-a întors încă în țară. S-a întors. Dar, uite, hai să vă pun o întrebare și eu acum, fac pe moderatorul. O să o cheme pe Codruța Căveși la parchet, ce spuneți? Domnul Lazar? Da. Greu de crezut. Asta e un pariu pe care s-ar putea să-l pierdem sau să-l câștigăm. Depinde, domnul Lazar, ce sugestii primește. Eu sunt curios ce a spus Oprea. Sunt foarte curios. Eu Oprea, conform evenimentului zilei, Gabriel Oprea a confirmat întâlnirea dintre 6 spre 7 decembrie cu toți cei anunțați, adică cu toți cei precizați de Dan Andros. Și din punct de vedere juridic, ce relevanță ai? Poftim? Ce relevanță are din punct de vedere juridic? Nu are relevanță. Păi și atunci, deci se joacă și parchetul general ca și cum s-ar juca comisia. Prezența nu are relevanță. Ce s-a discutat, ce s-a întâmplat acolo, da, verificate lucrurile astea, pot avea relevanță. De ce deci ulterior, dar faptul că a confirmat că ăștia au fost acolo, în condițiile în care n-a legat niciodată că e prieten cu Coldea și cu Chioveși, nu e nicio problemă. Întrebare la fel de întrebătoare. Oare președintele României, Klaus Iohannis, are vreun interes să se afle adevărul în toate povestea asta sulfuroasă, care vizează pe Sebastian Ghiță, care vizează dezvăluirea lui Dan Andronic, care vizează lucruri din 2009, poate din 2014, cu ocazia alegerilor prezidențiale? Oare președintele Iohannis are ceva de câștigat sau are un interes să facă lumină în povestea asta sau are interes să facă ce o să vedeți imediat? Haideți să vedem ce a făcut președintele recent la un summit extrem de important al Uniunii Europene. Da. Putem să comentăm, ne spun colegii producători, da? Klaus Iohannis ia stagul Marii Britanii, își face loc să aibă acces la grupul de jurnaliști, unde zâmbitor a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Pare o gafă, o neadaptare,
un gest normal, aparent, îl bloca steagul Marii Britanie. Toată lumea a început să speculeze că președintele României a transmis un gest simbolic, da? Se discută, s-a discutat de fapt la summit ieșirea Marii Britanii și chestiunea Brexitului. Tema principală a fost Brexit. Iar tocmai președintele României a luat steagul Marii Britanii și l-a trecut la colț, la index, da? Pentru a avea un acces mai bun. Cristian Bodea, ești președintele României, ești demnitar, ești în, conduci, da, ești printre conducătorii Europei acolo, da? Faci lucrurile astea pentru că ce? Din neadaptare, din greșeală, a fost o gafă. Nu poți să faci așa, pentru că până la urmă ești înconjurat de zeci, poate sute de jurnaliști, de camere de luat vederi, de oameni care te filmează, se fotografiază. Fiecare gest public... Uitați-vă la celălalt, nu știu cine e celălalt care dă interviu, se vede ăla mai... cu păr mai puțin, ca să spun așa, stă la distanță, la 2 metri. El s-a băgat între ei să iasă bine în poză, să fie văzut și a făcut loc, a dat la o parte totul. Steagurile n-au fost puse degeaba, ziariștii n-au fost puși acolo degeaba. El nu trebuia, dacă nu-i convenea ambianța să spună, fac o conferință de presă, care sală de conferință de presă după aceea, separat. Nu te înghesui, stați să vin eu acolo dumneavoastră. S-a băgat în față. Poate nu a auzit întrebarea președintele României, nu știu, mă întreb. Dar, repet, gestul a fost comentat. Uitați-vă, și este domnul, paracomentat. Uitați-vă, domnul mai departe. Bun, în ideea cu gafe o să rog să dăm și imaginea celebră cu paltonul. Președintele Iohannis are ieșirile astea, se mai întâmplă, da? Îi se mai întâmplă. Ieșiri de stăpân. De stăpân? De ce ai, paltonul, de ce zici? Paltonul de ce l-a aruncat? Că n-a venit cineva să le, adică tu nu te cobori, deci el trebuia să intre în mașină normal, dacă ești un om normal, te duci în mașină și spui paltonul lângă tine. Nu trebuie să vină cineva să-ți ia paltonul din mână, să șteargă pantofii, să te descalțe. Îmi pare rău, asta gesturi de Ceaușescu, de stăpân, de împărat. Avea un palto, o, cine și-a permis să pună steagul Marii Britanii în fața președintelui României? Da, de la o parte, că vine acolo la voi. Bine, și e o chestie așa, înghesui la presă, că ei aveau cu microfoane cu prelungitor. Puteau să-l audă. N-a auzit, spuneți mai tare, stai elegant, nu te înghesui acolo. Dar ce-i pasă lui? El se crede la el, la Sibiu și pe tărla. Radu Cristescu, văd că zâmbești. Gafă-negafă a fost o chestiune extrem de disputată și toată lumea îi dă și conotații simbolice. O fi făcut intenționat Klaus Iohannis chestia asta, e greu de crezut. Domnul Mănăstire, nu suspectez de-ata minte, dar ce zice Cristoiu? Avem o știre. Avem o știre. Un președinte nul, plat. Toate agențiile de presă din Europa i-au citat numele președintelui României cu ocazia asta. N-a zis nimic memorabil Iohannis în 2 ani de mandat, 2 ani, 3 ani de mandat, dar acum e vedetă pe toate puncturile de știri. S-a făcut peste weekend o știre. Președintele oilor, care a dat la o parte și nava rusească și steagul britanic. A stăpânit, a scăpat Europa de toate. Păi bine, dar berbecele e folosit din istorie ca armă. Asta o dată, iar al doilea ce a făcut domnul Iohannis, eu cred că e pur și simplu o întâmplare, dar în România noi suntem obișnuiți cu paharnicul Volbur, cu chestii de-astea, acolo probabil că îi lipsease pe pistul să-l ajute să ia să vedem face. Gestul aici, că probabil nu a înțeles întrebarea adresată de jurnalist, a ridicat privirea, din cauza steagului? Îi cunoaște mimica lui Klaus Iohannis deja, așa că pedagogic ca la catedră, a ridicat capul, a văzut că nu se înțelege și și-a făcut loc spre cordonul jurnalistului. În primul rând este o știre. Avem președinte, au văzut și englezii, vede toată lumea că avem președinte. În al doilea rând, nu e un gest, nu l-a smuls, a dat un pic mai departe, a fost un gest omenesc. A fost o chestie de orgoliu să vadă și englezii care tot au probleme cu românii clandestini sau mai puțin clandestini de la Londra. Eu zic că a fost răzbunare pe meciul ăsta de tenis cu englezii și ce s-a întâmplat. Pe că a vrut să fie solidar cu Liana Stase. Da, putem merge cu speculația mai departe. Dar e normal, acum mă bucur, uite, avem președinte, m-a auzit. Poate e prea mare speculație. M-a auzit toți. Dar apropo, steagul Marii Britanii ce căuta acolo, nu? Marea Britanie și-a cerut Brexit. Iohannis formal nu e afară. Formal nu este afară. Bun, apropo de Klaus Iohannis, dacă ați văzut imagini, am directat și noi cu ele, repet, sunt pe toate fluxurile de știri, am intrat în... Am intrat pe fluxurile de știri cu povestea asta, Klaus Iohannis nu a făcut mari declarații, nu face mari furori pe la Bruxelles când merge, dar a reușit să puncteze cu chestia asta. Mai mari le face pe Valea Oltului furorile decât pe la Bruxelles. De ce spui că pe Valea Oltului? Când merge acasă. Cu girofarul. Dar dânsul tot timpul ne explică că analizează, urmărește și mai departe. În cazul de față n-a avut ce să spună, că a analizat dacă steagul stă bine în locul ăla,
a urmărit ca să fie mutat și în perioada următoare să dea. Dar nu mi se pare un gest deplasat în fine. Da, e o chestie, mi se pare un gest de normalitate. Acolo unde era acum, așa trebuia să stea, nu trebuia să meargă mai încolo. Ai omul, domnule, spuneți că e robot, e și om, omul, să mișcă are trăiri. Ce... Da, vrea o poză mai de aproape, un selfie mai bun. Da, presa internațională spune că este un gest deplasat al președintelui României. Acum, la câte lucruri se întâmplă în România, poate că nu ni se pară lucruri. Ca președinte, în fapt, astea sunt gesturi simbolice care jignesc. E una că mă împiedic eu să dau cu asta sau că face eu ca persoană fizică sau face președintele României un gest de genul ăsta. Să ne punem în oglindă. Dacă un președinte de stat din Europa, sau da, poate Theresa May, da, premierul britanic, ar fi luat steagul României și l-ar fi dat un metru mai departe, făcându-și loc un acces. Să spună ce cu chestia asta. Da, i-a mutat steagul de aici. Da? Ce iureș ar fi fost la București și ce, cum ne-am fi rupt cămașa în direct, că suntem atacați și agresați încă o dată la nivel de imagine. Cred că trebuie să privim și care e rolul României în Uniunea Europeană. Care este rolul? Păi care? Că vedem cu toți. Suntem lumea a treia. Avem anul 2016 de grație în care fondurile europene au fost date cu larghețe către noi și epuizate de guvernul Cioloș. Avem 4 de zile în care s-au întâmplat foarte multe cu aceleași fonduri europene. Așa că domnul Iohannis, ce a făcut e o chestie de normalitate, a fost probabil mâna de intenții bune să fie mai aproape de ziarist să audă întrebarea. Nu cred exact cum spunea și domnul Cristescu că a vrut să facă altceva. Ceea ce mă mire e că, dacă ne uităm, după steagul Marii Britanii este steagul României. Nu înțeleg ce nu s-a dus în partea aceea. Nu, sau nu, 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 pare România așa de sus, dar când te uiți al Norvegiei, cred că era galben cu... În sfârșit. Bine, dacă era băiat deștept, căuta steagul României, venea cu el, punea lângă el și vorbea așa. Așa făcea ceva, măcar în țară. Și era în campanie electorală. Dar așa... Cred că analizează posibilitatea asta. Da, data viitoare, dacă îl mai cheamă. Bun. Ce mai contează, apropo, ca să închidem subiectul, apropo de lucrul ăsta, Marea Britanie va ieși, sunt discuții mari pe bani, pe nu știu ce, contează vocea României în povestea asta, pentru că avem o comunitate extrem de mare, de numeroasă, la Londra și în Marea Britanie, și oamenii nu știu, rămân acolo, e o întreagă discuție, dacă vor putea să rămână în Marea Britanie, să-și încaseze pensiile, cei care vor să rămână, sunt cetățeni europeni, de fapt, în Marea Britanie. Dacă ar fi contat domnul Iohannis, ar fi făcut o vizită în Marea Britanie, un turneu în care să-i se lămurească, dacă ar fi vrut să conteze. Dar domnul Iohannis nu face nimic în plan european fără să-i se transmită de la doamna Merkel. El este un vasal fidel. Oricând ești vasal, nu te gândești la ale tale, te gândești la ce vrea șeful. Ca și ăla cu paltonul, trebuia să gândească ce vrea șeful. Ăia se uitau să nu-l împuște cineva și el era nervos că nu vrea nimeni să ia paltonul. Da, la nivel tot așa de comentariu, de amuzament, probabil că Angela Merkel, când a văzut imaginea asta, a spus așa, Klaus. Da, Klaus, sunt mândru de tine. Sunt mândru de tine, ai luat steagul Marii Britanii, ai scos pe băieți din cadru, un teuton, uite, Klaus a reușit simbolic să facă ceea ce Germania, de fapt, a făcut cu Marea Britanie. Pentru că Marea Britanie și toți cei care au militat pentru Brexit, da, au spus că nu mai acceptă tutela Germaniei în Europa și că Imperiul, da, perfidul Albion, nu stă sub conducerea Germaniei într-o construcție europeană. Ăsta a fost și motivul, relația tensionată dintre Marea Britanie trebuie și Germania. Trebuie să vedem Germania. Ce se întâmplă în Franța, la alegeri. Atunci mai ridicăm un semn de întrebare, vedem dacă este domnul Macron sau Le Pen. Da. Luăm o pauză de publicitate, ultima pauză de publicitate cu aceste imagini frumoase. Le vedem încă o dată, sau l-am văzut de fapt pe președintele Klaus Iohannis, transmițându-le celor din Marea Britanie un mesaj pe care mulți probabil vreau să-l transmită, mă gândesc chiar la Angela Merkel, da? Zicea Cristian Bodea că se află sub tutela lui Angela Merkel. Ei, Klaus Iohannis, una peste alta, ține da, titlurile de presă de pe Mapamond, da? Președinte României s-a făcut remarcat, a pus Marea Britanie la colț, exact cu ocazia summitului în care Marea Britanie începe oficial negocierile pentru a ieși din Uniunea Europeană. Luăm pauza și revenim. Am revenit în direct, l-am văzut pe președintele României care a ținut titlurile știrilor internaționale cu gestul său de la summit-ul, da? Când a mutat steagul Marii Britanii, o întreagă nebunie pe internet. Am intrat și noi pe agențiile de presă internaționale cu povestea asta. Președintele României însă
Pare că s-a împăcat cu Liviu Dragnea, președintele PSD. Dacă țineți minte, în 1 decembrie anul trecut, președintele Iohannis a refuzat. Nu i-a trimis invitație oficială președintelui PSD, pe motiv că este condamnat penal. Însă, în 9 mai, peste câteva zile, președintele României va ține un cocktail, da, în grădina Palatului Cotroceni, de ziua Europei, 9 mai. Cu ocazia asta, președintele Iohannis l-a invitat, l-a invitat pe Dragnea, semn că relațiile dintre cei doi s-au detensionat. Mădăina Dobrovolski, purtător de cuvânt al administrației prezidențiale, a precizat că președintele României nu face totuși rabat de la principii, pentru că nu este o chestiune pe care domnul președinte o crede. Trebuie să avem în spațiu public și mai ales la nivelul funcțiilor importante în stat niște criterii de moralitate. Zice, acum vorbim, adică cu ocazia Zilei Europei, spune purtătorul de cuvânt, acum vorbim despre un alt principiu care a stat la baza acestei liste. Deci nu mai este cu penalii. A fost acela pe care l-am menționat deja, o reprezentare cât mai largă a întregului spectru politic și a conducerii instituțiilor statului. Cristian Bodea, cum este cu moralitatea asta lui Iohannis? Câteodată când îți convine... Iavol. Da? Câteodată când îți convine, chem pe unul, când îți servește, îl chem. Chiar la pe Ziua Națională a făcut ce a vrut mușchiul lui de stăpân al României. A încălcat regulile, că el a spus că are principii. Deci principiile sunt deasupra Constituției. Constituția nu-l împiedica pe Dragnea, nu-l împiedica nimic, nu era nicio decizie judecătoasă care să-l împiedice să-și exercite funcția și să fie pe acolo. Și ca președinte de partid. Acolo a încălcat, a pus principiile lui deasupra Constituției. Acum n-a putut să pună principiile lui deasupra ordinelor de afară. Practic, el ce spune? Eu nu l-aș fi invitat, dar fiind o recepție de Ziua Europei, unde trebuie să fie un cadru mai lărgit, mă obligă Uniunea Europeană să fiu democrat. Asta spune destul despre principiile domnului Iohannis și despre paltonul lui aruncat de Ziua Națională în capul lui Dragnea sau al cui mai și al De vreo trei săptămâni se vorbește de faptul că președintele Iohannis și Liviu Dragnea ar fi căzut la pace. A fost o întâlnire la Palatul Cotroceni, o mică întâlnire într-un spațiu privat, într-o cămăruță acolo după instalarea ultimilor trei miniștri, da? Probabil că o să găsim și imaginile, sunt relevante. Dragnea și Iohannis, da, au căzut la pace, nu, Radu Cristescu? Cam cum e povestea? Au căzut, eu am altă teorie. Acum, o să-ți dau și niște argumente. Nu, acum, cum să spun, și Iohannis a intrat în gașca penalilor. Altfel să înțeleg, băieții, înțelegeți? La ce te referi? Trecerea cu Dragnea penal, da, așa au fost penali, i-a făcut penali. În momentul când i-a făcut penal prin decembrie atunci de Ziua României, dosarul cu casa nu era finalizat. L-au judecătorii, l-au făcut și pe Iohannis și pe doamna Iohannis penal prin această zi. Altfel discuția acum, de o ciordeală cu Dragnea, adică sunt toți pe față, acum penali. Au băut un whisky mic acolo în bibliotecă, a zis, băi, Liviu, băi, Claus. Ne place și nouă banul, ce dracu. Păi, ciordit, casă, eu am mai făcut chestia aia la altă. Este clar că e a doua casă luată prin fals și uz de fals, domnul Mănăstire. Deci este clar că domnul Iohannis este penal. Este clar că domnul Iohannis este penal înainte, dar cu ajutorul... Metaforic, nu în sensul metaforic, legii, sigur, da? Sigur, nu, dar metaforic. Păi dacă legea spune că ești penal, prietene, că ai ciurit o casă, da? Păi legea a zis, hai să metaforile... Nu există urmărire penală pe numele președintelui României, Radu Cristescu, păi nu există, da? Domnule, dar vorbim penal, păi stați un pic, când el a făcut pe Tereceanu penal, Tereceanu avea o condamnare? Nu, era urmărit penal. Dragnea avea, la Dragnea avea dreptate, că omul era condamnat cu furtul de voturi. Furtul e furt, că fur votul, că fur casă, e furt, domnul Mănăstire. Iar altfel discuți, nu? Ca în celul acolo, când ai căzut și tu, parcă ești mai prietenos, orice funcție ai avea. Și cu hoțul de buzunare, acolo nu mai contează. Și mă dau seama că e o altă discuție. Eu sunt convins că e frumoasă. Ce faci? Cum e? Altfel să înțeleg în momentul ăsta. Argumentele mele... penali, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta. Domnul Iohannis nu este penal total, pentru că a avut noroc cu doamna Stanciu pe vremea respectivă, la revederea mea respectivă, care prin bunăvoința, bunătatea ei de femeie de Galați, l-a făcut scăpat președinte, că dacă acel termen era dat când trebuia, nu mai era Klaus Iohannis președinte. Klaus Iohannis a fost extrem de activ înainte de campania electorală și după campania electorală, când i-a tamponat pe cei de la PSD încercând să-și pună guvernul cu Sevil Șaide, după aceea au ajuns la Sorin Grindeanu, lucrurile s-au... Da. PSD guvernează de 100 de zile și de vreo două luni președintele României tace mâlc, tace în fața legii
salarizării. Brambureala aia de la PSD nu n-a principe. Spus nimica, da? N-a mai venit cu principii. N-a mai venit cu principii, da? De vreo două luni după ce a venit, adică domnul Hoiti, și atunci a avut loc, de fapt, întâlnirea. Eu nu cred că a fost, n-a fost o pace în sensul ce a zis Iohannis, bine, nu vă mai lovesc. Iohannis ce încerca prin acele proteste, prin acel referendum pregătit? Tocmai. Să dea jos guvernul PSD. A venit americanul, după ce a fost Dragnea acolo, și a zis, domnul Iohannis, vă rog să luptați democratic. Și atunci Iohannis a lăsat strada, s-a calmat brusc, că aia 30 de mii sau un milion cât au fost după alții, au dispărut, s-au liniștit și domnul Iohannis n-a mai, a făcut remanierea, i-a felicitat, i-a chemat pe ăștia trei separat și le-a spus, ok, hai să fim decenți, să nu ne mai dăm tare pe față. Și acum se joacă cum se joacă. De unde până unde, e foarte bună nuanța asta, de unde până unde Klaus Iohannis se punea în fruntea oștilor și a celor care ieșeau în stradă, capacitând capitalul în capital politic, s-a dezumflat și acum nu mai cenzurează acțiunile guvernului, da? Pe legea salarizării, pe impozitul ăsta, nebunia cu impozitul pe gospodărie, da? Ce vor să facă ăștia de la PSD, îi da? Îi convine, domnule. Încearcă să-i omoare cu justiția, probabil. Nu, îi convine. Da, vin alegerile, nu uitați un singur lucru, vin alegerile. Prin ceea ce face în momentul ăsta, dacă PSD-ul nu ies pașii, e o mare problemă. Pe și ies pașii la PSD, cum eu zici zic tu? Că nu. De dans? Nu ies. Dar eu aș vrea, că tot am început emisiunea cu istoria, da? Cum a apărut domnul Iohannis? Cine e domnul Iohannis? Primarul de succes al orașului Sibiu. Bun. Cine l-a adus în față? A fost înlocuitorul unui dispărut dintre oamenii politici pe care m-ați înconjurat, corect? Nu, mai întâi, da. Asta am mai tot vorbit și am vorbit de asta. Nu, domnul Iohannis a apărut mai întâi, dacă ne uităm, în 2009 ca premier. Nu, stai, dar e interesant. Ca premier, două partide, corect. El fiind german, el fiind de la Forumul German, a două partide, adică bun. PSD-ul nu era în stare să facă premier, da. PNL-ul nu, și au căutat pe unul de la Sibiu, un primăraș de la Sibiu, că Sibiu e micuț. Corect. Deci de acolo a apărut prima dată. Bun, a primit în 2004 Plocon, capitală europeană, tot așa un orășel nerelevant. Deci așa trebuie început. Așa cred eu. Mie mi s-a spus în 2014. Mentalitatea mea de fost ofițer care analizează cam totul o ia de așa din istorie și mă uit, cine a fost domnul Iohannis? A subliniat foarte bine. 2004, un primar care a adus în România o chestie, bun, primită cadou. Urmă vine momentul 2009, avem dezvăluirile unde ni se spune cine era propozabil premier în caz că ieșea domnul Geoană, da? Și de acolo începe construcția domnului Iohannis, da? Construcția mare ca om politic de succes în România. Acum vedem exact cum ați povestit foarte clar, foarte frumos, că de două luni de zile analizează. Probabil că gândește un nou proiect. Ce proiect? Proiectul este clar, al doilea mandat de președinte al României. Nu poate să la de până un combat. Nu știu, în fine, dacă PSD-ul nu ies acești pași. Gândiți-vă că și ce se întâmplă în PNL acum, totul lumea zice, domnule, este un ucigaș, Iohannis, că nu este un ucigaș, nu-l interesează, exact cum nu l-au interesat nici înainte de alegeri. Omul are un parcurs, nu știu dacă e a lui. El a avut o misiune. Da. Și o misiune bună, a fost adus doar să-l bată pe Ponta. Ok, este președinte. Gândiți-vă că în momentul ăsta nu se bea altceva, încă o dată, vă repet, să scoți lumea la vot. Dacă ai scos lumea la vot, s-a terminat. Iar Iohannis știe că prin ceea ce, cum se va potmoli PSD-ul, lumea, începând de la Ordonanța 13, monitorizând guvernul ăsta cu Grindeanu, Buzemoi și cu toți miniștrii ăștia, părerea mea, cu două, trei excepții, niște ratați, lumea se va mobiliza. Și ne vom trezi cu o prezență record peste 2 ani de zile, 3 ani de zile la președinție. Pe asta deci vizează. Pe logica asta, președintele nu trebuie să facă nimic. Nu mai face opoziție PSD-ului, nu mai face opoziție. Dragnea, așteaptă să se curețe băieții de la PSD. Jocul greșeal așteaptă. Aici mai un element. Principiul ăsta. Domnul Cristescu are dreptate, dar e un element. Lumea trebuie să iasă în stradă pentru cineva. Dacă Iohannis nu e capabil să capaciteze lumea, s-ar putea domnul să iasă Bodea. Pentru doamna Căveși. Domnul Bodea, numai un pic, mă iertați. Atunci când a ieșit lumea, rezist, știți cât lua Iohannis dacă candidat? 80% în momentul ăla. Ascultați-vă ce vă spun. Un moment de ăsta poate fi creat cu mare ușurință. Electoratul PSD. Cu mare ușurință. Electoratul PSD e de 35%. Punct! Mai mult nu ia de nicăieri. De nicăieri. Electoratul PSD-ului este de 35% pe o prezență de vot de 45%. Adică atenție! Dacă noi ieșim 70% ca în Franța. Bine, în Franța nu mai ieși în dreapta, da? Vom ieși 70%, ei sunt istorie PSD-ul. E cântecul de lebă de la PSD-ului acești 2 ani pe care vor merge doar pe îmbogățire și pe furt. Iar Iohannis știe lucrul ăsta. Știe lucrul ăsta. Când tu spui secretar de stat pe omul lui Tender la înzestrare, prieten cu Grindeanu din Timișoara,
când vezi foarte clar lucrul care se întâmplă, când baronii tăi, Bădălău, Stănescu, își pun toți Cuc, ministrul Cuc de la transporturi, copilul lui Bădălău, era omul pe care îl trimitea Bădălău după Eugen, după Pufuleț, după Biscuiți. Acum a început să-și pensă, să strângă sacoul pe Cuc. Crede că el trebuie să fie ministru și este și un ministru bun. Așa crede el. Toți acești baroni și-au pus oamenii. Iohannis știe, nu trebuie să fii doctor să vezi ce se întâmplă. În afară de niște excepții, cum e Olguța, care mi se pare un ministru bun. Niște comunicatori, ca și Codrin Ștefănescu, ca și... în fine. Atât, atât. Iar tu... pe informațiile care le primești, știi foarte bine ce se întâmplă. Doar aștepți. Iar Iohannis, ca un neamț adevărat, așteaptă. Că va fi el viitorul președinte, ales Cristescu, că va ceea fi ce altul. Spui tu este absolut, dacă ar fi măcar 10% adevărat, este absolut halucinant. Să fii președintele României, să ai informații despre faptul că ăștia de la putere fac prostii, pun tot felul de neavenință în funcții și să taci și să lași lucrurile să se întâmple așa, ăsta este un gest de atentat la siguranța națională. Păi, păi ce, îi lași pe ăștia să-și facă de cap? Stați un pic, Iohannis e recidivist, cum s-ar spune. Pentru că a avut răbdare, neamțul are răbdare, atenție. A avut răbdare cu guvernul Ponta. A avut răbdare cu guvernul Ponta până... Înainte a avut răbdare cu Crin. Momentul. A avut răbdare și cu nu știu cum să vă spun, cu tehnocrații ăștia. A avut răbdare, nu a interesat că ne scofundăm, că se fură. Că se fură în continuare. M-a spus, stai și te uiți pasiv cum baronii ăștia, Roșii, Bădălău, Stănescu și o grămadă și-au pus, păi pui la Tarom, agent de vânzări, să scoată Taromul din... la Tarom. Îți pui director la aeroportul Otopeni, secretar al lui Ciolacu, bine că e băiat, să fie epilat între timp. Dom'le, nu poți să pui un puș de 27 de ani numai că este sclavul argatului Ciolacu de la Buzău. Nu poți să faci lucrurile astea. Ai dovezi, ai dovezi pentru lucrurile astea? Deci... Da, domnul Mănăstire, am dovezi. Am dovezi. Am dovezi. Când vorbesc, nu vorbesc din cărți. Dar aș veni cu altceva, ca să mai liniștim pe lucrurile. Ce s-a întâmplat la Serii în ianuarie? De ce a fost schimbat Coldea? Coldea, că îmi scrie mai multă lume, nu a fost schimbat pentru că a greșit cu ceva. Dacă nu am aminte, Bexul l-a spălat. Bexul însemnând birou executiv al Seriului. Exact. A spus și că nu a greșit cu nimic. Ok. El a făcut un joc care era iurea, a fost judecat de către oamenii care el i-a promovat, ea nu puteau să fie decât obediențe foarte clar, însă Hevic și-a luat pentru prima dată rolul în serios și a făcut o chestie care e foarte importantă. Coldea a trădat de mai multe ori. Da? Și acum, ca orice trădător, trebuie să dispară. Da? Pentru că nu mai putea să mai fie în continuare, că orice om știe că ăla care a trădat odată, trădează și a doua oară și a treia oară și a mai departe. Bun, având în vedere trădările care le-a făcut succesive, da, iar domnul Iohannis știe foarte bine ce s-a întâmplat, având încredere în Hevic, l-a lăsat foarte ușor să-și pună un om care, după 2 ani de zile de când Hevic e acolo, a analizat ce oameni sunt în serviciul român de informații și ce obedient poate să-și aducă în funcția de prim adjunct, l-a dus foarte frumos pe domnul Ionescu. Iar acum, din punct de vedere al serviciului de informații care vedem din ce a făcut Dan Androni, din ce am vorbit tot, din ce bun Ionescu, am înțeles că eu nu mă pregătesc ce fel de om este. Am înțeles că eu nu mă pregătesc altceva. Vedem în toată ce se întâmplă în toată zona asta socială, economică și mai departe a României, că serviciul de informații are un rol determinant. Vorbeați de scenarii, da? Păi, Serie 1 a participat la scenariile astea unde s-au adunat 70.000, 80.000 de spunească Iohannis dacă ieșea... Ba da, domnul Florea, eu susțin de câteva luni și poate chiar de un an de zile că domnul Hevic face politică. Și o spun cu toată răspunderea, domnul Hevic face politică în continuare. Din păcate, îi mai iese. Și ultima chestie care vreau să subliniez, ați spus foarte bine că domnul Maior era de cor. Eu, ca angajat al serviciului unde informații, deși eram în subordinea directă a domnului Maior, nu îi raportam. Nu mergeau informații mele către Maior, ci mergeau către Colde, care nu avea nicio treabă cu pilonul securitate din care făceam parte. Astfel încât omul care este primul ajunt în serviciul român de informații are un rol determinant. Dacă domnul Hevic a preluat asta de la Coldea și acum conduce, el ține hățurile, s-a cantonat filmul. Păi, să o luăm așa, să o luăm Cristian Bodea tovărășește. Opoziție nu există. Fostul partid din care a făcut parte e la pământ. Există opoziție, Partidul Mișcarea Populară și președintele Traian Băsescu. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși în momentul ăsta. 5% din Parlament, Radu Cristescu, ce? Da, ce dar este foarte important, chiar dacă ai 5% în Parlament, să ai vocea, păi ai vocea președintelui Băsescu și un partid mic care scoate la lumină nenorocirea care se întâmplă, da, pentru că PNL-ul a votat din nou cot la cop cu PSD-ul, cu aleșii locali din nou. Nimeni nu spune. Și-au mărit retribuțiile consilierilor locali, consilierilor județeni, primarilor. Au votat cot la cot cu incompatibilitățile. Poți să-ți angajezi acum rudele. PNL-ul nu există. Va veni Bușoi pentru că este un bun executant, dar nu contează cine vine. E ca și cum nu contează cine numără.
Deci este clar că următoarele alegeri vor fi câștigate. Claus Iohannis tace, spuneți din rațiuni strategice. Tace ca să se din afunde PSD-ul. Nu e același. PSD-ul dacă se afundă, trage și țara după el. El tace și din naștere. Ne tacem la omorârea lui Joană la prezidențiale de către cei din PSD pentru a putea prelua puterea în PSD. Așa se întâmplă. Ce credeți, că Iohannis nu e politician, nu la fel gândește și cei care îl manevrează din spate? Lasă-i pe ea să moară și asta, cum poți să-i omor? Cum poate, ce vă spuneam, cum poate un președinte de partid să moară? Ducând partidul în jos. Lasă-l pe Crin să ducă partidul sub 20, să împinge-l să facă pariul ăla, ca după aia el să-ți ia demisia și tu să vii peste el, că te punem pe tine peste el. La fel și aici, lasă PSD-ul să îngroape România, să sară românii în aer, și vii tu salvatorul. Uitați-vă, o să scrie Iohannis două mandate. Uitați-vă. A salvat România după dezastru. Atâta, n-o să linia roșie a discuției este următoarea. Președintele României, când are interes, iese. Când are interes, îl cheamă pe Dragnea. Când are interes, nu-l cheamă pe Dragnea, da? Președintele României amendează guvernul, se opune numirii guvernului PSD când are interes. Când nu are interes, da, nu corect. Critică guvernul. Păi e politică, da? Domnul Mărăstire. Cum e cu legea, cum este cu impozitul pe gospodărie, da? Oamenii ăștia, pe lângă numirile... E politică, pulimea, da? Nu mai contează de care aici. Vorbește, de Cristescu. Contează, da, noi să ne facem. Haideți, trebuie cineva să cenzureze pe cei de la putere, da? Dacă opoziție n-avem, mass media este pe burtă din cauza contextului economic și așa mai departe. Și președintele României tace, nu? Asta e ideea. Da, domnule, gândiți-vă ce ușor este în momentul ăsta. Gândiți-vă și la Dragnea. Dragnea sunt două variante. Ori s-a predat, ori l-au înconjurat. Pentru că, uitați-vă, vorbim de la Ordonanța 13, dar nu mai discutăm dacă a fost bună sau a fost bună. Uitați-vă la grațiere, la amnestie. Nimeni nu mai interesează. Au așteptat toți decizia pilot Acedo. Nimic. Nu mai interesează că se sufoc oameni în pușcării. Oamenii au fost condamnați pentru niște fapte, n-au fost condamnați pentru tortură. Nu trebuie omorâți în pușcării. Uitați-vă ce face Tudorel Toader fără ca Dragnea să aibă o reacție. Fără ca Tăriceanu să mai aibă o reacție. Gândiți-vă că sunt oameni care sunt nu numai șantajabili. Dacă le faci bau, se scapă pe ei. Gândiți-vă, Dragnea mai are un dosar. Aștepta chestia asta de la Înalta Curte. A fost foarte prietenos cu toată lumea, cu Chioveș și cu Toader, crezând că o să dea dreptate. Nu. Dragnea duce la pușcărie. Tăriceanu probabil că la fel. Iar lui Iohannis în momentul ăsta este foarte ușor să joace. S-o aștept. Vă spuneam că ei penalii să înțeleg. Au două variante. Ori bau, ori vorbim ca hoții. Că până la urmă, trist, da, sunt cam trei ciorditori pe acolo. Iohannis a încercat. Deci, amintiți-vă ce a zis Iohannis înainte de... În ultima săptămână de campanie, cu emoție. A zis că trebuie emoție și a zis că poate o creez eu. Și a creat-o după alegeri. Țineți minte alegerile din Spania, Gara Atocea, da? Țineți minte alegerile din Franța. O zi înainte a ieșit omul și a tras după polițiști. Da. Emoțiile se creează. Da. Emoția diaspora a fost creată crezând, Ponta crezându-l pe Nașu că e vreun șmecher. E, Nașu nu era un șmecher. Nașu era cu whisky, scria Nașu Maior. Înțelegeți? Diversiuni, emoții. Ne-am înghesuit pe ploaie să votăm cu Iohannis. Slab. Asta era varianta unde ne-au dus ca la strungă pe oi. Ne-au dat varianta. Ponta, și asta a fost o alegere bună, era un dezastru pentru România, luați-l pe Neamț. Nu-l din toate punctele de vedere, dar periculos, dar și politician. Dar nu știu dacă va fi el. Nu contează că va fi Iohannis. Va fi creat un om. Macron a fost creat? Da. Știa ceva de... A fost creat Macron, da? Cu 2 ani înainte. Cu cine a intrat într-un 2? Cu Le Pen. La americani. Trump, da? Ce vrei? Establishmentul ăla alu Hillary, America, clasa aia politică sau vrei ceva? O concluzie altceva? Care mi-a aparține. Dacă lucrurile astea se întâmplă și se face pe spatele poporului, exact. Da? Pe ideea să lăsăm pe PSD și să-și rupă gâtul, să ia tot fel de măsuri tâmpite, exact. Da? Care să ne bage și mai jos și tu să taci și să lași lucrurile să se întâmple urât, numai pe ideea dacă câștiga încă o dată un mandat sau lua după aceea puterea, nu e în regulă. Mulțumesc pentru prezență.